Bună seara, doamnelor și domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi. Vorbim în seara asta despre strategia energetică a României, pentru că o așteptăm de mult timp. A fost un moment în existența noastră când ne-au trecut fior rece atunci când am citit proiectul de strategie energetică propus de Guvernul Tehnocrat, pentru că acolo cărbunele avea un rol foarte mic, urmând ca el să dispară încetul cu încetul, dar de atunci a trecut ceva timp, s-au chinuit niște oameni și au publicat astăzi pe site-ul Ministerului Energiei o strategie energetică, e lansată în dezbatere publică, urmează să treacă o perioadă alocată acestei dezbateri publice până ea va fi adoptată și până când ceea ce prevede această nouă strategie energetică să fie pus întrucâtva în aplicare. N-am reușit să o citesc pe toată, deși are doar 62 de pagini. Am citit partea care vizează cărbunele și care ne interesează pe noi aici la Gorj, pentru că în mod evident soarta complexului energetic Oltenia este strâns legată de prevederile acestei strategii. O să avem opinii din partea tuturor. Alături de mine în studio și mulțumesc pentru asta este Manu Tomescu, lider de sindicat din partea FNM. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și eu pentru prezență. Prin telefon ni se vor alătura în curând Sorinel Boza, directorul Complexului Energetic Oltenia, Andrei Maioranu, secretar de stat, Laurențiu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Oltenia și Narcis Daju, jurnalist. Pe parcursul emisiunii vom încerca să luăm legătura cu toți. Am mai vorbit în cursul zilei cu ei și sper că vor intra în direct. Primul cu care o să intrăm în legătură directă pe acest subiect este Sorinel Boza. Nu înainte de a vă întreba care este punctul dumneavoastră de vedere după ce ați citit partea de care ne afectează? Am citit și eu, da, din presă. Mărturisesc că n-am avut timp să și nici nu am făcut o rost să o citesc în amănunt. Am fost și la servici, dar în ceea ce ne privește pe noi, vă spun că sunt sceptic, pentru că știți foarte clar, noi suntem lăsați singuri în această piață energetică, suntem acum cu certificate de carbon, suntem obligați să plătim aproape jumate din ce producem, plătim taxe și impozite, acele biruri puse pe această companie, până la urmă pe noi, pe munca noastră. Atâta timp cât nu se vorbește la modul concret despre un mix energetic cu o singură companie la nivel național în care să fim și noi și suntem lăsați tot singuri pe combustibil, numai pe combustibilul pe cărbune, vom fi dezavantajați. Pot să facă strategie energetică și de 1000 de pagini. Nu ne ajută cu nimic și vă mărturisesc încă o dată că sunt sceptic în ceea ce privește viitorul acestei companii, dacă suntem lăsați tot în formula actuală. În formula actuală, da. Da, este complicat. Cineva va trebui să dea mai multe lămuriri cu privire la felul în care va fi aplicată această strategie și până la urmă trebuie să vedem ce garanții există că această strategie, odată adoptată chiar în forma în care ea este acum, va fi respectată și de următoarele guverne, pentru că sunt puncte din această strategie despre care și eu și dumneavoastră am auzit de multe ori, în general în vecinătatea campaniilor electorale, și v-aș da niște exemple aici. Noul grup energetic de la Rovinari. Cred că ne-am săturat de câte ori s-a discutat de el. Îmi amintesc campanii electorale și candidați care și-au clădit campaniile electorale pe acest subiect. Trebuia să-l facă ba chinezii, ba nu mai știu cine. Până la urmă n-a fost niciun grup nou la Rovinari, nici până în zilele noastre nu s-a făcut, cel puțin din câte știu eu, poate știți dumneavoastră mai multe, niciun demers pentru a se realiza acest grup. Bine, din cunoștințele mele, chinezii sau orice străin ar veni, urmărește să primească foarte multe facilități de la statul român, așa cum s-au dat de-a lungul timpului. Iar chinezii, din ce am aflat și eu, ar fi urmărit să ia tona de cărbune undeva la jumătate de preț față de cât o producem noi acum, cât este costul unei cote de cărbune, aproape degeaba. Păi așa tot să faci afaceri, vă dați seama. Și este un lucru clar, atâta timp cât statul român nu este acționar majoritar la un grup energetic care se construiește, din start noi românii vom fi dezavantajați pentru că ei urmăresc decât profit și atât. Pe noi ne mai interesează și strict pe mine ca sindicalist mai mult latura socială, drepturile noastre, nivelul de trai, salarizare și sănătate și multe alte lucruri. Eu
în seara asta mai mult spre asta o să dezvolt subiectul. E firesc să faceți asta, da. Și o să aveți posibilitatea să o faceți, numai că vedeți, lucrurile sunt dintotdeauna atât de strâns legate unele de altele, încât nu putem să le separăm. Să adaug că până la urmă și în strategia asta energetică aș vrea să lipsește omul. Nu am văzut și îi rog să mă scuze pe cei care au fost direct implicați, pentru că nu vreau să fiu ironic sau răutăcios, dar nu am găsit în această strategie energetică importanța omului. Se vorbește acolo despre rezerve de cărbune, despre, eu știu, strategie, despre un nou grup energetic, dar nu se vorbește acolo în termeni amănunțiți cum vor dezvolta această companie sau ce siguranță ne vor da ca noi să putem să ne câștigăm niște salarii decente. Reprezentanții companiei, dar și reprezentanții sindicatelor au fost membri în comisia care a elaborat această strategie. Comunică colegii mei că ni s-a alăturat prin telefon managerul complexului energetic Coltenia, Sorinel Boza. Bună seara, ne auziți? Alo, bună seara! Ne auziți? Mă bucur că ne auziți, mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la rolul cărbunelui în noua strategie energetică. Doamna Vigioană, deci eu vă pot spune postura unui care a fost în echipa care a fost la această strategie și care pot spune cum a fost susținut acest element cărbunele în strategie energetică. Din punctul meu de vedere, mesajul cei care a putut să citească această strategie este foarte clar pentru noi, pentru noi toți, pentru că până în anul 2030, studiile franci, modelarea franci, se vede făcută pentru producătorii principali de energie în România, indică că cantitatea totală produsă de energie pentru producătorii pe zonă rămâne cât de cât constant. Deci, după cum cred că ați văzut, undeva până în anul 2030, producătorul de energie pe cărbune va aduce undeva în jur de 18 tera, iar pentru noi, complexul energetic Oltenia, ne vom stabiliza aproximativ 15 tera. Ceea ce e un lucru bun. În 2035, e un lucru bun, e un lucru de-a trebuit, un lucru bun și un lucru care rezultă în urma modelării plans făcute pentru România, o modelare care țin cont ca și ipoteze pe actualii producători, cantitatea produsă de actualii producători, ce va apărea în viitor în producția românească și automat consumul pe care este estimat pentru România pentru următorii 12 ani. După asta, după 2030, în anul 2045, după cum vedeți, asta are loc o scădere, o scădere a producției, dar are loc o scădere bună. Deci, nu scădere produse, nu înseamnă închidere, nu înseamnă dispariție, pentru că în anul 2030, dacă în anul 2018, dau un exemplu, putem vorbi în acești 18 teravați, inclusiv de complex energetic Hunedoara, putem vorbi de Govora, putem vorbi de toți producătorii de energie, deci inclusiv de Coltel, care mai produc și puțin energie pe cărbune. În anul 2030, acești producători, deci nu mai intră în ecuația, să spunem, aceasta, la producători cu cărbune, iar cantitatea a noastră va fi cifrată undeva în jur de între 12 și 13 terawatt, ceea ce înseamnă, dacă comparăm puțin cu producția de anul acesta, undeva la 90% din producția de anul acesta, ceea ce nu e rău. Bun, deci compania după 2030, în condițiile acestei strategii, care nu știm încă va fi adoptată, nu va fi adoptată. Nu, haideți să vă spun, la ce mă referiți că va fi adoptată? Strategia va fi aprobată prin hotărâri de guvern. Deci nu, ea este în dezbatere publică acum, poate nu, suporta? Este în dezbatere, haideți să fie foarte clar, este în dezbatere publică ca orice lege, înainte de a fi aprobată. Strategia energetică se va aproba prin hotărâri guvern. Deci, bun, dar nu se știe sigur dacă asta este forma ei finală, pentru că tocmai de asta este în dezbatere publică. E posibil ca ea să suporte modificări. Nu, modificări nu are ce să mai mari să fie, deci, să fie adus aceste. Deci, până la urmă, este o strategie pe care actuala guvernare și-a asumat-o, cu care a fost gândită de toți oamenii și reprezentanții tuturor, deci, producătorilor, deci, probabilitatea să schimbăm
ceva pâine în această strategie, părerea mea e mică. Am înțeles. Deci este important de știu de spus acest lucru că va fi aprobată prin hotărâre de guvern. Îți dă posibilitatea dacă este aprobată prin hotărâre de guvern ca o dată la un an, o dată la 2 ani de zile, dintr-o dată de urgență să poți face modificări sau ajustări funcție de ce se întâmplă în acel moment în situația economică a României. Dacă era aprobată în Parlament, ea devenea lege și rămânea pe veci în forma aceasta. De asta e bine că este aprobată și va fi aprobată pentru hotărâre de guvern. Eu zic că este un succes, pentru că a fost aproape un an de zile de muncă în care au participat oamenii importanți din energie, din energia acestei țări în elaborare. Au fost oameni și institute și Deloitte și multe institute mari care au participat și este din Iango și oameni importanți și eu consider că este, cred, o imagine importantă, iar cel mai important când o țară are o strategie înseamnă că are o direcție. Iar pentru aceasta e o ocazie bună să spun, complexul energetic Oltenia a început de acum 6 luni de zile, am început să elaborăm principala noastră strategie a complexului energetic, bazându-ne pe strategia națională. Noi aveam informațiile de la strategia națională, pentru că am lucrat acolo cu Costică Bălășoiu în această echipă. Aveam și am început, va fi gata strategia complexului energetic undeva, va fi gata, eu spun, spre sfârșitul acestei luni, va fi validată, aprobată de directorat, CSE-ul va fi informat la CSE-ul, iar cel mai important va fi discutată și prezentată celor doi acționari a Complexului Energetic Oltenia, iar aceasta va constitui o direcție importantă pentru Complexul Energetic. Pentru va fi făcută și exact publică sau cel puțin parte din ea? Strategia parte companiei. Parte din ea va fi făcută publică, bineînțeles. Bun. Dar e important de știut că va avea 5 capitole mari, va avea cele două capitole clare, mineritul și energia, va avea un capitol foarte important pentru personal, pentru că suntem în momentul în care complexul trebuie să se asume o strategie de personal pentru următorii ani, va avea o strategie de cash flow pentru următorii ani și nu înțeles. O strategie de vânzări. Spuneți-mi, după 2030, în condițiile în care totuși se vede o scădere cu privire la necesarul de cărbune în piața românească, ce soartă va avea compania? Putem vorbi de limitarea ei, de îngustarea ei, de restrângerea ei după 2030? Nu, diferența este mică, doamna Gătima. Diferența la 15 tera, la 13,5 tera, nu înseamnă așa de mult. Dar, deci înseamnă ca să mă facem am aproximativ o lună și jumătate de funcționare în actuala componență a grupurilor pe care le avem. Am înțeles. Nu înseamnă enorm. Deci nu trebuie să ne alarmeze acest termen de 2030. Din contră, eu zic că ne dă o siguranță și ne dă o direcție și dă o clarificare a tuturor celor care au întrebări referitor la viitorul pe cărbune. O ultimă întrebare am și eu. Da. Și o să-l las, și domnul Manu Tomescu vrea să vă adreseze o întrebare. Întrebarea mea este, ce garanții aveți dumneavoastră în conducătorul complexului energetic Oltenia că lucrurile astea prevăzute în strategie vor fi respectate și de guvernele viitoare? Practic avem un guvern care își asumă strategia asta, dar România este țara care a schimbat nu știu câți miniștri ai educației și unde s-a făcut reformă peste reformă. Ce garanții avem acum că ce scrie strategia asta va fi pus în aplicare și respectat de guvernele care vor veni? Sfântul, doamne, bineînțeles că nimeni nu poate să dă o astfel de garanție. Cine știe ce, dacă va fi, nu știu, peste 2 ani, 5 ani, 4 ani, un alt guvern care își va schimba complet punctul de vedere referitor la energia, la strategia energetică a României. Probabilitatea asta să se întâmple este scăzută, pentru că în ecuația și în modelările prime care s-a realizat această strategie sunt foarte corect realizate și sunt bazate pe actuala realitate a României și estimările de consum energetic a României pentru perioada următoare. Deci pot să aducă poate modificări la ea, la modificări de cifre României, dar direcția principală nu are cum să fie implementată. Din păcate, uitați-vă și noastră strategie, în următorii ani în România nu apare nimic concret ca să poată să înlocuiască mâine 1600 de megawatt pe o zi de complex energetic Oltenia. Asta e de bine pentru noi.
E un lucru bun și un lucru pe care, dacă m-a zis la mine, l-am fost în edicionul ăsta, am spus că l-așteptăm pentru noi un lucru bucurător, că a apărut astăzi acolo, așteptăm că în 30 de zile să intre pe masă de să fie aprobat, să fie o opinie de toată lumea în România, ca să evităm să mai discutăm așa pe unele apucări pe care face bunului, că mâine, poimine, cărbunele va muri. Vă asigur pe toți că nu va muri așa de ușor cărbunele. După ce treabă și domnul Manu Tomescu, dacă sunteți de acord că tot ați amintit de asta, v-aș întreba și eu, poate clarificăm chestiunea certificatelor, pentru că am văzut că ați avut un comunicat de presă și poate ne spuneți câteva cuvinte și despre această problemă, pentru că... Sigur, cu drag vă aștept oricând. Domnul Manu Tomescu vrea să vă adreseze o întrebare și rămânem în dialog, sigur că da. Bună seara, domn director. Știu că în memorandumul pe care dumneavoastră, directoratul, compania l-a trimis la guvern, la unul dintre puncte știu că se referea clar la că ne-ar ajuta un mix energetic. Cum vedeți dumneavoastră acest punct sau dacă strategia asta energetică are și subcapitole pe care noi nu le cunoaștem? Nu. Da, bineînțeles că nu pot să afișez o strategie în care apar cifre, apar, vă dați seama, apar prognoze, apar direcții. Da. Haideți să luăm un soluțion. Mixul energetic, din punctul meu de vedere, se regăsește în această strategie, din punctul dumneavoastră de vedere. Da. Este, din punctul meu de vedere, mixul energetic este ideal. Și îmi pare rău să spun, poate, s-a ratat 2007, când trebuia creat Electra și sora ei. Atunci, pentru că suntem singura țară din Europa la care suntem, avem producători monopoloși. Celelalte țări, toate celelalte țări din Europa, producătorii de energie primitivă, au mixat în interiorul companiilor toți producătorii. Cum este PGG-ul, cea mai mare companie din Polonia, are 70% din piață, da? Și are în interiorul său cărbunele, care reprezintă o parte mare, dar are și hidro, are și parte de energie verde. Deci, din punctul meu de vedere, este un mare avantaj, pentru că la o creștere necontrolată a țescatului de CO2, poți prelua astăzi de abateri, da, necontrolate din acest mix. Poți jongla cu acest mix în stabilirea prețului de energie. Din păcate, noi suntem astăzi monocolori. Da? Avem separați toți, hidro separat, nuclear separat, noi separat. Și până în 2030 o să rămânem tot așa? Nu. Complexul energetic Oltenia are în strategie, și o să vedeți, plan de dezvoltare, plan de cumpărare a propriilor parcuri eoliene, plan de cumpărare a propriilor parcuri fotovoltaice, iar unul din punctele care va fi discutat în momentul creării echipei de negociere cu Comisia Europeană, va fi de cel loc crearea mixului energetic la nivel național. Cu tot că probabilitatea nu este zero, dar nu este atât de optimistă, ținând cont că astăzi, față de 2007, un alt acționar este și alături de noi și alături de Hidro, vorbim de fondul proprietatea, care poate să oprească această mixare. În 2007 nu exista bună proprietatea, iar decizia era doar în mâna guvernului și politicului de acel moment. Care știm ce a făcut. Bun. Scurt, că înțeleg că doriți să veniți la o emisiune să detaliem subiectul. Eu mă bucur tare mult, dacă puteți, chiar luni seara, vă aștept cu drag. Nu sunt luni și marți, ne auzim miercuri și stabilim pentru tot. În regulă. Singura mea întrebare, ca să nu lungim subiectul, este aceasta. Au fost niște lideri politici importanți care au făcut declarații cu riscul ca, din cauza problemei achiziției certificatelor, există riscul de faliment sau insolvență la companie. Puteți să-mi spuneți dacă, într-adevăr, există vreo risc sau nu? Vreau să vă spun, n-am comentat niciodată Nu e vorba de replicile liderilor politici. Dar nu vreau să tratăm lucrurile ca pe o politică, doar strict ca impact asupra oamenilor. Vreau să vă spun două lucruri importante. Vorbim
pronunțăm deja niște cuvinte foarte grele. Un cuvânt, din punctul meu, un cuvânt foarte greu este cuvântul acesta insolvență. Pronunțăm cuvântul ăsta când habar nu avem despre ce vorbim. Astăzi, Complexul Energetic Oltenia, astăzi, 20 septembrie 2018, Complexul Energetic Oltenia nu are nicio datorie la stat. Nu are nicio datorie la furnizori, nu are nicio datorie la parteneri și are toate dările plătite și este stabilă din punct de vedere financiar. Ați înțeles, da? Eu vă mulțumesc pentru această precizare și vă aștept săptămâna viitoare să clarificăm lucrurile, poate să detaliem, și acele chestiuni cu certificatele. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare. Mulțumim. Vă rog. Da, ați văzut. Este foarte greu. Acum nu știu. Probabil și eu, dacă aș fi director, nu aș vrea să-mi supăr conducătorii. Dar de asta am vrut și chiar vă rog întrebarea asta să o puneți și celorlalți. Am înțeles că o să mai aveți telefoane cu oamenii care se pricep și care au fost în domeniul energetic și chiar aș vrea să văd punctul de vedere în această privință, pentru că știu foarte clar, am fost la o ședință când mi s-a prezentat cele trei puncte din memorandum, iar unul spunea foarte clar că ne-ar ajuta, fix ce spunea domnul director Boza, să fim integrați într-un mix energetic și campania mea, vă aduceți aminte, aproape mai are puțin și face 2 ani de când s-au câștigat alegerile pe, aici local pe promisiunile acestui mix energetic. Din ce am înțeles eu, conducerea companiei are intenția de a forma un mix energetic în interiorul companiei noastre, adică ați văzut să achiziționeze zâmbeam și alte... Zâmbeam pentru că mi-amintesc despre, de, cred că prima emisiune la care a venit domnul Boza și îl întrebam de ce crede că... n-ar fi asta o soluție, să-ți creezi propriile eoliene pe locurile exploatate deja de cărbune. Este... Și atunci îmi spunea că nu se poate. Înțeleg că brusc acum se poate. Este un lucru bun că se poate, indiferent care este soluția prin care această companie ar putea să-și reducă costurile de producție în așa fel încât să rămână competitivă în piață. Pentru că, de fapt, dintotdeauna asta a fost problema companiei. Faptul că produce la niște costuri mult mai mari decât competitorii din piața de energie. Nu este așa, să știți. Noi producem la niște costuri mici, dar suntem obligați ca din ce producem noi să plătim. Știu asta, dar vreau să mari. Spun că... Pentru că dacă am fi la un loc cu ceilalți producători de energie, vă dați seama, această companie producând gigant, energie și da, verde, da, da, ne-ar ajuta foarte mult, dar n-ar fi singur, n-ar fi obligat să plătim singuri aceste certificate de carbon și ne-ar scuti și de la plata certificatelor verzi. Asta este povara noastră. Povara asta nu duce fără supărare nici directoratul, nici CSU-ul, nici Ministerul Energiei, nici Guvernul, o ducem noi. Minerii și energeticienii din compania asta, asta mă doare pe mine, asta ne doare pe noi, cei care muncim, pentru că de-a lungul timpului, pe drepturile noastre, pe nivelul nostru de trai, s-au plătit tot ceea ce această companie e obligată să plătească statului român și Uniunii Europene. Nouă nu ni se pare corect, pentru că vedeți, scria în strategie că atunci când e iarnă și viscol și temperaturi extreme, se bazează pe compania noastră, devine un pilon important în sistemul energetic național. Păi dacă spui asta, de ce o spui doar la modul, eu știu, de mulțumiri și nu o faci la modul concret în, v-am spus, în sensul de a ne lua această povară de pe umeri? Pentru că până la urmă asta se întâmplă și spunea domnul director că până în 2030 avem undeva la 13-15 teravați. Pe gândiți-vă la cât e prețul certificatelor de carbon acum. Deci noi producem, să zicem, anul ăsta 13 teravați, din start 7 ni se iau înapoi. Și mai rămânem doar cu 7 și ceva. Atât plătim noi pe certificatele de carbon. Da, practic. Cu ce să mai rămânem și noi? Și cu ce să mai rămânem când noi nu avem bani să ne retehnologizăm ce avem? Dar apoi să mai cumpărăm ceva nou, să mai facem ceva de la început. Astea sunt întrebările, normal, care ni le punem, pentru că nu mai putem fi așa ușor de păcălit. Lucrăm de mult în compania asta, aproape știm problemele pe din afară, am ajuns să le visăm și noaptea și nu mai putem fi păcăliți nici de politicieni, nici de guverne.
nici de, pentru că nu s-a făcut nimic la modul concret și pentru noi. Ne-am săturat de vorbe. Și de cârteli. Și de, da, și eu ca lider de sindicat și ca salariat în compania asta mi-am propus să vorbesc mai puțin despre aceste lucruri, pentru că dumnealor sunt plătiți. Să-și facă griji pentru toate lucrurile astea. Da, da. Dar iar noi trebuie să fim plătiți pentru munca noastră și pentru asta o să militez. Mi-am propus, pentru că până la urmă nu vreau să fiu purtătorul de cuvânt al directoratului sau al ministerului sau al guvernului. Nu, dar a fost cumva o înțelegere, pentru că problema era cumva comună și că și sindicatele își doreau ca această companie să rămână în viață și să rămână pe piață. Bineînțeles. A fost o solidaritate pe anumite puncte, adică și directoratul și sindicatele, indiferent de sindicat, au vorbit cam aceeași limbă. Doamna Gângioveanu, noi am făcut și un marș al disperării, dacă vă amintiți. Nu mi-amintesc. Iar în memorandumul nostru, 4 sau 5 puncte, se regăsesc aceleași probleme pe care le avem și astăzi. Aceleași probleme au rămas de la acel marș. Și mi-amintesc promisiuni și mi-amintesc... Da, da, am reușit să deblocăm, pentru că la un moment dat atunci aproape jumate din salariații complexului erau trimiși în șomaj. Am reușit să îi speriem puțin, dar nu suficient încât să se aplece pe problemele noastre reale pe termen lung. De asta spun că sunt arhicunoscute, noi știm și am militat pentru binele companiei de-a lungul timpului și o să mai militez, dar mi-am propus ca mai mult, ca lider de sindicat, să vorbesc de drepturile noastre și de problemele noastre și să cerem să fim plătiți cum se cuvine. Nu mai vrem să plătim din drepturile noastre, din munca noastră, această povară, certificatele de carbon sau dacă mâine. Punem așa, ipotetic. Vine Uniunea Europeană și spune trebuie să plătiți că respirați. Guvernul român ce face? Acceptă. Acceptă, da? Păi vedeți, de asta încerc să atrag atenția și ăsta e scopul meu când vin la emisiune, de acum încolo mi-am propus, mă gândesc și eu cum să fac ca să-i conștientiz, să-i determin pe acești oameni să conștientizeze că ne este din ce în ce mai greu. De aia se golesc județele țării, de asta se golește România, pentru că forța de muncă nu mai este respectată. Noi cei care lucrăm, lucrători în companiile românești, nu mai suntem respectați. Munca noastră nu mai este apreciată. Scrie Doru Crăiete și e interesant ce zice. Culmea este că în timp ce complexul energetic Oltenia produce o energie din ce în ce mai curată, investind în tehnologii de denoxare, taxa pe poluare, certificatele de CO2, taxa pe poluare, mi-a scris în paranteză, certificatele despre care vorbim, este din ce în ce mai împovărătoare, după șlam dens și de sulfurare, care într-adevăr a fost o obligație să le facem, da? Acum se implementează tehnologii de reducere a oxizilor de azot prin injectarea în cazane a unei soluții bazată pe uree și apă, care reduc sub jumătate emisiile de azot, cred că, de la peste 340 de miligrame normal pe metru cub la sub 160 de miligrame. Iată ce paradox trăim noi energeticienii. Sunt date tehnice pentru mine, dar îmi dau seama ce vrea să spun Doru Crăiete. Cu cuvinte mai simple, ca să explic eu, și făcut împrumuturi, banii ăștia nu ni-a dat nimeni. Să facă niște investiții, exact. Tot din banii noștri, tot din ce am produs noi, am pus bani deoparte sau ne-am împrumutat și i-am dat după aia înapoi cu dobândă, ca să facem aceste instalații, cu cuvinte mai simple să înțeleagă cei de acasă, iar acum nu e bine. Ne mai pun încă o povară. Deci pe de o parte ne împrumutăm să retehnologizăm, ca să putem și noi cât de cât să ținem pasul exact. Și să ne ridicăm la pretențiile care ni se impun până la urmă și nu e bine și trebuie să ne mai împrumutăm să mai plătim și această povară, aceste certificate. Da, până la urmă eu vă spun, nu, dacă nu ne ajută guvernul, dar la modul concret, nu cu... scuzați-mă că trebuie să le spun abureli, că până la urmă asta sunt. Nu mai ține. Deci nu mai ține. Până nu suntem ajutați la modul concret, nu mai putem. Oricum, șurubul s-a strâns prea mult și v-am spus, mai mult de atât nu se poate, pentru că va plezni. Ceva se va întâmpla, pentru că nu mai putem să mai suportăm. Dar ce nu mai suportați? De exemplu, uitați, au fost niște măriri, mici măriri anul trecut, din punct de vedere salarial. Au fost prea puțin ca să acopere măcar inflația de anul ăsta. Deci gândiți-vă, uitați-vă că să vedem, se anunță în fiecare lună a fost inflație. Practic ce am luat noi, bruma aia de măriri de anul trecut, ne-a mâncat o inflație, dar nici măcar poate n-a acoperit, pentru că s-au scumpit toate. Inflație ce înseamnă până la urmă? Cresc toate prețurile și la alimente, la toate utilitățile, iar salariile rămân la fel.
Uitați-vă că la noi în companie media de vârstă este foarte ridicată, adică îmbătrânită, îmbolnăvită, iar noi nu mai beneficiem de bilete de tratament. Oamenii nu mai au unde să se trateze. Nu mai pot, nu mai beneficiază de, în schimb ce vedem alte categorii sociale din România beneficiază de vouchere de vacanță. La noi nu se poate că trebuie să plătim certificatele de carbon. Uitați-vă că trebuie să tremurăm pentru grupa de muncă, grupa a doua, în condiții deosebite. Vreau să discutăm pendelete la asta. Dar nici măcar acum cu noua lege a pensiilor nu se face o îndreptare morală ca să primim și noi, că avem locuri de muncă foarte grele, foarte grele în compania asta care ar merita să fie încadrate la condiții speciale. Sunt lucruri care le detaliem. Da, le detaliem și da, de asta spuneam, deci, s-a strâns șurubul prea mult, nu mai ar putea. Bun, dar faptul că totuși apare un document ca strategia asta energetică și cel puțin la prima lectură, că nu avem nicio garanție, că până la urmă și domnul Boza spunea, nimeni nu are nicio garanție că această strategie odată adoptată va fi respectată și de guvernele viitoare, dar măcar e ceva de care să zici că te agăți măcar psihic. Vă explic tot la termen simpli, vă cum rog. O văd eu ca muncitor. Ca salariați. E o strategie energetică în care ne spune că pe un termen de 12 ani, da, 2030, da? Vom produce, va fi nevoie de noi să producem tot 13-15 teravați, dar mai departe nu ne spune dacă vom da înapoi din fiecare teravat pe care îl producem jumate. De asta spun, nu ne spune mai departe ce facem, dacă ne lasă tot în situația asta și nu vor controla într-un fel aceste prețuri la taxele care ni se impun, nu ne încălzește asta. Pentru că noi vedem, da, și astăzi producem, anul ăsta probabil o să producem 13 teravați, anul trecut am făcut 15, dar cu ce ne încălzește când ne ia 7 înapoi? Statul și amenziile. Asta vreau eu, asta încerc să le atrag atenția și vă rog, v-am spus, să-i întrebați și pe ceilalți. Puteți care intra în dialog cu toți, fără nu, probleme. Dar asta e întrebarea care m-a întrebat. Atâta timp când noi nu suntem integrați într-un mix energetic național. Dar la asta o strategie vorbește, readuce în discuție mixul. Spune de când mix energetic, dar în formula în care mix se referă că au tot felul de combustibil, adică mai multe că România are și toate are și resursele practic, și, da. Și apă și nuclear și la asta face referire, dar noi vrem, ce spunea domnul director, să nu mai fim lăsați singur pe separați, planetă, exact. Separați. Cum dădea exemplu și am dat și noi de atâtea ori, m-am săturat, da. Să tot spun, că da. Are Polonia, are toți competitorii exact. Noștri din toate statele europene care sunt producătoare de energie, în general merg pe ideea de mix energetic. Eu nu știu dacă mai e cineva cum sunt până în situația urmă, în care suntem în România. Esențial, asta ar trebui să aflăm noi. Ce vom face mai departe și asta mă interesează pe mine cel mai mult. Dacă noi, da, într-adevăr, se spune că se bazează pe noi să dăm în sistem tot 15 teravas pe an. Dar mă interesează cum și în ce fel va fi jegmănită această companie. Pentru că dacă nu ni lasă nouă, de ce luăm pe 15 teravați, să ni lase nouă, sunt banii noștri. Până la urmă, energia asta, 15 teravați care îi pompăm în sistem, nu ia Tomescu acasă, nu ia minerii și energeticienii acasă. Dar rămân în companie? Are nevoie România de ei. Până la urmă, statul român, sistemul energetic național înseamnă România. Înțeleg raționamentul, da. Dar lasă nouă banii dacă am produs teravații ăștia. Sau măcar mare parte din ei. Da, mă anunță colegii că mai avem o opinie. Laurențiu Ciurel este prin telefon cu noi. Bună seara, spuneți-mi dacă ați apucat să vă uitați pe noua strategie și ce părere aveți despre viziunea guvernului pentru cărbune și pentru complex energetic Oltenia. Bună seara! Vă ascult. Nu m-am uitat pe strategia de astăzi, dar cred că e aceeași cu cea de o lună. Acum de o lună, pentru că nu cred că s-a mai schimbat ceva între timp. Și schimbarea e că am apucat să o citim și noi, pentru că este pe site-ul Ministerului Energiei, probabil. A, da. E publică. Vreau să spun că chiar mă gândeam la câta strategie este în ultimii 15 ani, dacă e a treia sau a patra. Prima a fost în 2004, am mai avut una prin 2007, cea din 2004 făcută cu o firmă străină, cu Hunton și Williams, după aia a fost Coopers, cred că a făcut și Viteanu una prin 2009-2010 și acum am venit cu a fost și cea tehnocraților. Părerea mea este că e de departe
cea mai plată, cea mai insipidă, hai să o definim într-un cuvânt, cea mai proastă. De ce spuneți? Că nu are niciuna dintre caracteristicile unei strategii. O strategie trebuie să fixeze obiective și mijloacele de îndeplinire a acelor obiective. Dacă vă uitați pe obiectivele enunțate în capul strategiei, încă de acolo nu merită să mai continuăm, să o mai citim. Unele dintre ele sunt enunțate extrem de neprofesionist, altele sunt un fel de garageale, să fie bine, să nu fie rău și tot românul să prospere, iar ca mijloace de îndeplinire acestor obiective e chiar mai rău. De exemplu, avem un obiectiv, energie curată și eficiență energetică. Dacă prin energie curată este definită, să spunem, și energia regenerabilă, pentru că energia nucleară sau energia pe cărbune sau pe gaz niciodată nu pot să fie 100% curată, păi să știți că energia curată și eficiența energetică sunt două noțiuni care se bat cap în cap, pentru că energia curată presupune dezechilibre enorme care nu sunt eficiente. Deci nu pot fi tratate în aceeași frază, în același context. Apoi avem un alt punct, protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice. Păi vreau să vă spun că la ora aceasta consumatorul vulnerabil nu este definit. Nu știe nimeni ce înseamnă, dacă este cel din legea 123, care e ultima definiție care s-a dat, acel consumator este consumatorul subvenționat. Ori după cum se știe de câtva timp, nu mai există subvenții, nu mai există piață reglementată de unde se adăpa acel consumator vulnerabil, cum era definit în lege. Care e definiția, ca să putem să știm lucrul ăsta? Ce înseamnă consumator și de la ce cantitate de energie consumată există sau neconsumată există sărăcie energetică? Face niște blablauri de piață de energie competitivă și modernizarea sistemului de guvernanță energetică. Sunt niște aberații. Apoi avem creșterea calității învățământului. Dom'le, asta nu poate să fie un obiectiv. Obiectivul poate fi, să spunem, 3.000 de energeticieni până super specializați până în anul 2025. Și pentru asta un mijloc este creșterea calității învățământului. Și nu, mergem și mai departe, dar știți ce este groaznic? Groaznic sunt metodele prin care se vrea să atingă aceste obiective. Sunt exact 14 ani de când există aceleași metode și aceleași investiții, 3-4 Cernavodă, Darnița, grup nou în Rovinari și nu mai știu care. Ăsta e. În 2004, PDL-ul a câștigat alegerile cu exact aceste obiective. Numai că nu era grup nou la Rovinari, era pe la Motru, l-a mutat după aia pe la Sărdănești, după aia l-a mutat la Rovinari. În 2004? Nu, în 2008. În 2008 s-au câștigat. Deci Pețărușii de la Sărdănești vă asigur că mi-amintesc perfect că s-au câștigat alegerile în 2008. Cu Sărbăneștiu, da, dar înaintea lui, cu 4 ani înainte, a fost grup nou la Moțu, cu Hoară și cu niște americani. Știu ce spun. L-au mutat de la Moțu la Sărbănești. Apoi, dacă vă uitați la capitolul cărbune, o să constatați, dacă citiți, că are fix 8 rânduri. Păi pentru astea 8 rânduri, niște tip din CEO, au stat și au primit niște miliarde de lei pentru participarea la această, pentru asta au rânduri, ca să le scrie. Cei care au făcut parte din comisia strategii. De elaborare a strategiei au fost plătiți? Exact. Păi bineînțeles, au fost detașați, au servicii pe acolo, servicii și în termocentrală, servicii și de două odată, nu știu cum legislativ, cum ce portiță au găsit. Pentru astea, 8 rânduri. Și vreau să vă mai spun o treabă. E un tabel, nu mai știu pe unde, pe la jumatea strategiei încolo, o să vedeți că până în 2050, deci ăștia fac planuri până în 2050, da, trebuie produs și 15, aproape 15 teravați, 14 până sau 15 teravați. Nu, din 2030 încolo, în jur de 12-13 teravați. Pe cărbune. Eu înseamnă că l-au schimbat. Eu vă spun că, nu de CO, eu vorbesc pe cărbune total. Da, cărbune total.
Da, eu vă spun că e 14. Caut da, acum să fiu și eu sigură să nu dăm informații eronate. Acum caut în strategie. Vă rog. Știu că era 14 ceva, 14,7 sau 14,9. Vreau să vă spun că la ora asta în CO sunt 400.000 de tone de cărbune. Minte buza că sunt 600, nu sunt 600, sunt fix 570, din care 146 nu sunt ale lui, sunt vândute ANRS-ului, sunt plătite deja de aia cu bani încasați de CO, deci nu-i cărbunele lor. Ce strategie de 15, de 17 teravați pentru anul viitor, când pentru iarna asta nu avem lingură de cărbune, că mai e vatră 100.000, așa mai departe. Deci astea sunt niște povești înșiruite pe acolo, niște cifre false, până la urmă, că am văzut că la descrierea complexului Oltenia este dat că a avut profit de 180 de milioane anul trecut, iar i-am arătat clar că nu trebuie să vină expertiză să constate că 2 și cu 2 nu fac 172, cum scrie ei acolo, că au fost pe pierdere, de fapt. La fel o fi poate s-o întâmpla și pe la alte companii, așa că e doar o înșiruire de vorbe, fără niciun fel de finalitate și finalizare. Dacă vreți, o să vă arăt cum arată o strategie de asta făcută de o firmă străină, cu ținte, cu numere, cu procente, cât, cu prețuri, cu... Bun, deci înțeleg din analiza dumneavoastră că nu v-a impresionat deloc acest document. V-a mai impresionat, dar v-am spus, ca importanță, probabil este al doilea ca importanță pe ziua de astăzi, pentru primul este că a născut Udrea. Cam așa l-am clasificat. Vă rog, nu-mi dați vești din astea așa, fără să mă pregătiți înainte, că eu nu știam că a născut Udrea. Vă rog frumos! Da, păi o să schimbăm imediat titlurile de pe galben la emisiune. E clar, am greșit-o cu strategia energetică. Decât strategia asta. Bun. Nu folosește nimănui. N-are niciun fel de țintă, n-are niciun fel de explicație. Se uită foarte multă lume, foarte mulți angajați ai companiei se uită la noi în seara asta. Deci până la urmă să înțeleagă ce, că sunt tratați cu ce... Dacă ne ascultă angajații ăștia, vreau să spun că conform acestei strategii, mâine ar trebui ca la CEO să se angajeze 3.000 de oameni. Majoritatea în sectorul minier. Știți de ce? Pentru că n-ai cu cine face la ora asta 20 de milioane de tone de cărbune. Nu sunt oameni suficienți. Uitați-vă ce e dimineața când pleacă la muncă, în carieră, că e aproape ca în piețele din Spania când vin să selecteze muncitori. S-a ajuns într-o situație de nedescris ca acoperire cu forță umană. În termocentrale e aproape la fel. Nu se pot face 20 de milioane de tone cum e dotat CEO astăzi. Dar vă mai dau un exemplu. Nu scrie nicăieri de ținta asta Uniunii Europene 40-40-30. Adică scăderea cu 40% a dioxidului de carbon cu 40 de euro preț până în 2030. Păi cum o să facem noi 17 teravați pe cărbune anul viitor sau peste 2 ani, așa cum scrie în strategie, când prețul la certificat va fi 40 de euro, iar în piață e 41? Explică undeva în strategie cine se va ocupa și cum vom face să driblăm creșterea costului certificatului de CO2? Că au avut 6 luni la dispoziție să cumpere cu 4 și n-au cumpărat. Acum ai 22, a fost 25. Și estimarea e că va ajunge la 40. Păi nu e estimarea, este ținta comisiei. Este document scris. Păi da, acum cu nou memorandum, știți că e o comisie care se duce să negocieze la Comisia Europeană. Asta ar fi ultimul cui în sicriul CEO. Dacă s-ar găsi un nebun care să ne dea 300 de milioane de euro împrumut fără aprobarea Comisiei Europene și a Consiliului Concurenței, fiți sigur că nu se va găsi un asemenea nebun, înseamnă că anul viitor, cu siguranță, CEO va fi în faliment. Pe n-are de unde să dea banii ăștia înapoi și nici n-are de unde să ia alții pentru anul viitor.
Bun. Care să acopere costul la certificat. Acum 3 minute am închis telefonul cu managerul companiei Sorinel Boza, care ne-a cu fermitate a contrazis orice variantă în care discută cineva în spațiu public de insolvență sau de faliment. Da, mă rog, n-am ce să comentez aici. Păi nu, da, vreau să spun că... Nu cred că trebuie să-l întrebați pe Boza, că n-are niciun fel de răspuns la cam 99% de întrebări. Poate alea care țin de secretariat sau de altele, nu cred. Bun, vis-a-vis de strategie, alături de mine este Manu Tomescu, are o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare care este valabilă pentru toți cei care intervin pe marginea strategiei în această seară la emisiune. Vă rog. Bună seara. Vroiam să, aceeași întrebare am pus-o și domnului director Boza, dacă regăsiți undeva mixul energetic în această strategie energetică. Nu mai te regăsesc, dar dacă o citesc cu atenție, o să vedeți toți că inclusiv domnul ministru, care are, mi se pare, un cuvânt acolo la început, nu înțelege ce înseamnă mix energetic. Se regăsește în câteva părți. Partea asta cu mix energetic. Da, dar face referire la resursele României, care sunt variate, sau la o structură? Nu, la varietatea resurselor, bineînțeles. Nu se regăsește nicăieri în mixul energetic așa cum este definit în Germania. O firmă cu cel puțin 3 surse diferite de producere. Și uitați-vă, de ce nu s-a pus în strategie, de exemplu, O idee care nu e a mea, dar eu am îmbrățișat-o mai demult. Fondul proprietatea își vinde participațiunile și la hidroelectrica, și la complex, și la nucleară. Hidroelectrica stă pe munți de bani la ora asta. De ce nu cumpără hidroelectrica 23% din complex și să face mix energetic în condiții de piață ca în cel mai pur capitalism posibil? De ce nu? Da, e o întrebare. Strategia lucrurilor de genul ăsta. Mix de genul ăsta. Nu ce înțelege ministrul prin mix și ministrii dinainte, că dacă am și gaz și apă și vânt, înseamnă că avem mix. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. La revedere. La revedere, vă rog. Da, până acum avem un director în funcție și un fost director care confirmă că în această strategie energetică nu se regăsește mixul energetic național, acel mix care ne-ar ajuta și ne-ar face să ne facem speranțe pe termen lung. Ați văzut. Strategia deci analiza făcută de Ciurel tranșează această strategie, o cam... Da, sunt oameni care au informații, nu pot să contrazic, ați văzut și eu, am spus că sunt sceptic încă de la început, nu găsesc ceva la modul concret în această strategie de care să te legi. În ceea ce ne privește pe noi. Dacă e să dezvoltăm și eu știu ce, nu v-am spus, eu nu am citit decât din ziare strict ce se referea la noi, la cărbune și la termocentrale. Și eu v-am spus că n-am citit întreaga strategie. Dar aici ne interesează. Pe noi, exact, asta m-a interesat și pe mine. Da. Pe de altă parte, poate găsim alte aspecte în component, în interiorul strategiei care pot face referire la mix energetic. Dacă sunt și subcapitole, nu. Mi s-a spus că... Dar una peste alta, știți, până la urmă, nu știu, eu mă leg de speranța că poate sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem, ei nu doresc să ni le spună și poate mă gândesc că, lasă-mă, nu trebuie să știe ei, că o să le facem bine, o să fie bine și, dar nu văd. Deci, până la urmă, dacă ar fi ceva pozitiv în această strategie și ceva pozitiv în ceea ce ne privește pe noi ca și companie, ar trebui să spună, nu? Ar trebui să spună. Eu sper să ne spună domnul Maioreanu la intervenția pe care o va avea în câteva minute, dar înainte de... Sunt curios și aceeași întrebare o să-i spun. Unde se găsește, da, dacă se regăsește mixul energetic național și... Și ce, da, la modul concret, cum s-ar ajunge la el? O singură companie cu mai multe feluri de combustibil. Nu, e simplu, pentru că degeaba se fac cei care nu pricep când ne referim la mix, pentru că iar
cred că și ministrul n-are cum să nu își dea seama că noi cerem mix, mix și se face că da, aveți mix. Dar noi avem mix în România, că așa s-a referit odată. Am văzut, da. Da. Nu-i prima pare dată când că n-am fost se, de față. Se cotesc deci, răspunsurile la ce, asta. Ce este dureros? Pentru că trebuia care, cei care au fost de față trebuia să le întrerupă atunci. Să spună, domnule, stai puțin, că nu avem. Și nu asta ne trebuie. Că de fapt de aia suntem pe butuci. Da. Dar vedeți, ce să spun, e chestia asta, să lași capul jos, să nu superi, când te duci la un supozion din ăsta trebuie să bei cafeaua, să mănânci pișcuturi, să și nu să ții degețelul așa, să nu pui întrebări, este dureros ce se întâmplă. Până la urmă, dacă vorbești omenește, bă frate, domne, ești ministru, te plătim, ești ministru energiei până la urmă, da, nu mai da funcția asta. Uite, pe noi asta, nu asta ne trebuie. Pentru că nu mai putem. Nu știu, și-au pus vreodată întrebările ăștia. Au vorbit vreodată la modul concret. Băi, frate, nu mai putem. Nu mai putem înțelege că n-avem cum să, n-are cum să mai rezist. Nu avem cum să mai rezistăm dacă nu, tu ne iei jumate din ce produce numai pe certificate de carbon. Fără să mai punem celelalte. Taxe, impozite, certificate verzi și asta. Deci numai jumate din ceea ce producem noi ni se ia numai prin certificatele astea. Și eu mă îngrozesc când aud de 40 de euro. Că până la urmă noi cu 40 de euro avem contract acum pe megawatt. Păi deci, dar ce lume trebuie? Ce zice? Că într-adevăr există documente. Comisia Europeană vrea să se ajungă ca un certificat să coste 41 de euro. Atunci înseamnă că megawattul se va trece de 400 de euro. Și atunci, da, pot să pun și eu niște întrebări. Probabil că niște strategia capuri. Uniunii Europene este să se renunțe la resursele care produc poluare. Sau produc poluare fără, bine, acum fără bani. Nu știu cât de mult poluăm față de alții. Asta e altă discuție. Da, și altă exact, revenim la ce spunea domnul Crăite, care ne-a mai trimis un mesaj care este foarte interesant. Domnule Crăite, nu-l citesc decât dacă îl reformulați, pentru că așa cum știți eu și cu mai mulți colegi de-ai mei din presă, boicotăm un anume partid politic. Nu-i pronunțăm nici de bine, nici de rău o săptămână, deci nu vă pot citi mesajul. Dacă reformulați, cu drag. Altfel nu pot să zic despre partidul acela nici de bine, nici de rău, pentru că așa ne-am asumat cu toții, că o să facem pentru o săptămână ca să taxăm un derapaj destul de grav. Nici dumneavoastră, dacă sunteți solidari cu noi, altfel n-o să vă placheze acum dacă greșiți. Dar să încercați să nu greșiți, da. Exact. Bun, a mai spus Laurențiu Ciurel din nou de acest pericol de care a vorbit și Victor Ponta și au mai vorbit și alții în spațiu public. Eu v-am văzut că dumneavoastră ați taxat pe rețelele de socializare aceste avertizmente lansate din anumite direcții. Cu care parte nu sunteți de acord? Adică eu am avut, cred că săptămâna trecută sau acum două săptămâni, pe Laurențiu Ciurel la o emisiune și a expus destul de logic niște lucruri, adică de ce ar reprezenta un pericol, un eventual împrumut care să ajute compania să scape de povara asta a achiziționării certificatelor acum. Nu, în privința asta sunt de acord. Noi am taxat și o să taxez ca lider de sindicat, ca salariat în compania asta, ipocrizia atunci când se spune că am rămas puțin și se prefac că ne plâng de milă când pe mandatul dumnealor și domnul Ciurel și domnul Ponta știm foarte bine că s-au făcut cele mai multe disponibilizări. Au preluat compania la 19.000 de salariați și au lăsat-o la 15.000. Despre ce vorbim? Dar în rest nu pot să, oricât aș fi, nu vreau să cum să vă spun, să fiu lipsit de respect, pentru că în ceea ce privește logica în care explică, au dreptate. N-ai ce să zici. Orice împrumut până la urmă nu e plătit. Exact. Păi despre ce vorbim? Dacă am ajuns să ne împrumutăm, ne-am împrumutat să facem desulfurări, să facem retehnologizări în compania asta, pentru că n-am avut banii, nu i-a dat nimeni. Da, și e posibil să fiți nevoiți să faceți. Acum ce facem? Ne împrumutăm ca să plătim și certificatele? Dar eu întreb, dar de ce nu se împrumută să ne dea salarii? Să ne dubleze și nouă salariile să se împrumute. De ce nu se împrumută să ne plătească și nouă voucherile de vacanță? De ce nu ne sunt recunoscute grupele de muncă în condiții grele, condiții speciale, condiții deosebite, fără să mai fie atâtea proceduri și atâtea piedici? Că până la urmă, v-am spus eu, noi, din păcate, forța de muncă, suntem tratați cu dispreț, cu lipsă de respect, pentru că de asta și pleacă. Lucrătorii din România de asta pleacă, pentru că atunci când e vorba de drepturile noastre, sunt sute de proceduri pentru a obține un drept, iar când e vorba și să plătești... Și cât de greu!
Da. Îl obții. Și când e vorba să plătești o taxă, uitați-vă cât e de simplu, se aprobă repede, guvernul dă garanții de stat ca să ne ducem pe la bănci să putem să luăm împrumutul, că nu se duc banii acolo unde trebuie și acolo unde este interesul cel mai mare. Mă uit că sunt oameni care ne scriu pe transmisiunea live de pe Facebook și zice cineva că faptul că cei de la fondul proprietatea pleacă din CEO și din alte companii, că au fost date niște exemple, Laurențiu Ciurel spunea că ar trebui să se achiziționeze, că e o manieră prin care s-ar putea crea mix energetic dacă Hidroelectric ar cumpăra, de exemplu, acțiunile fondului proprietatea la CEO. Și spune cineva, vede și din alt punct de vedere lucrurile, că dacă fondul proprietatea fuge din companie, înseamnă și din companiile astea, e un semn foarte rău, pentru că ei niciodată nu pleacă dintr-un loc profitabil care are viitor. Na, nu știu, nu stăpânesc de... Nu vreau să spun că oamenii deja reacționează și interpretează toate chestiunile astea. Bine, mai este și varianta pe care a spus-o, am văzut acum tot legat de strategia energetică, domnul deputat Vâlceanu spunea că vorbea tot despre mixul energetic și spunea că dacă este interes, de ce nu se votează în Parlament legea holdingului, care ne-ar ajuta foarte mult. Și aia blocată de o grămadă de timp. Blocată de mult timp, vedeți cât de complicat este să faci bine până la urmă. Vedeți cât de complicat este să faci lucruri bune pentru români și pentru România. Cât de complicat este și cât de simplu este să dai legi pentru pensii speciale și salarii speciale. Cât de simplu este să dai legi ca să scapi de pușcărie. Asta este, astea sunt timpurile în care trăim, trebuie să ne luptăm să supraviețuim. Eu sunt un luptător, așa mă simt, așa am crescut cu mentalitatea asta, să nu las capul plecat și tot timpul cât o să mai pot, o să spun aceste lucruri. Nu... Da, dar de exemplu, câte zile au trecut de când faceți numărătoarea? Ajung acasă și chiar o să fac. Peste 600, nu? Da, păi acum în noiembrie, la sfârșitul noiembrie sau decembrie, se fac 2 ani în cap. E când clar. Dar parcă pe 11 decembrie sau când nu a fost nou nicio parlament. Data atunci am ținut exactă. Atunci a început numărătoarea. Și mie îmi pare rău că nu am început-o mai devreme, pentru că mai sunt 4 sau 8 ani în spate. Pentru că în fiecare campanie electorală s-a promis acest... I-am promis domnule Crete că dacă reformulează, citesc mesajul. N-am cum dar să sunt curios ce a pus în locul... O să vedeți că vă citesc. Deci am ajuns eu să apreciez proiectul actualei strategii energetice. Măi să fie, am ajuns să apreciez actuala strategie energetică în comparație cu ce am avut până acum, iar Ciurel, fost vicepreședinte al unui partid aflat mult timp la putere în Gorj și în țară, îl critică pe considerentul că unii au încasat ceva bani pentru că ar fi participat la elaborarea acesteia. În ceea ce privește stocurile de cărbune, să ne lase în pace, că de 3 ieri ne cântă prohodul și nu se întâmplă ce zice el, dar ne poate spune cam câte miliarde de lei vechi a încasat dumnealui din comisiile de privatizare a companiei. Zice domnul Crete, vă rog să comentați. Nu-l contrazic, sunt total de acord cu Neadoru, este colegul meu, este colegul meu mai mare, de la Neadoru am învățat multe, mai învăț în continuare și chiar are dreptate în tot ceea ce spune. Dar e amuzant cum a reușit să contextul, pentru că a ajuns, vedeți, și e un paradox până la urmă, are dreptate aici și vedeți că a observat asta foarte repede. Domnul Ciurel știm foarte bine că a fost în partid respectiv, a avut și o funcție și critică. Strategia energetică asumată de guvernul în care a fost, da, iar Neadoru Crete, un liberal convins, ajunge să aprecieze strategia. Nu știu, sunt lucruri pe care eu nu le înțeleg, politica oricum, nici n-am încercat să o înțeleg niciodată. Dar nu știu cât domnul Crete face evaluarea acestei strategii politic vorbind și cât ține cont de alte criterii. Nu, cred că nici Neadoru nu este încântat. Neadoru vrea să fie elegant, dar eu sunt sigur că nu este încântat de această strategie. De ambiguitatea strategiei. Da. Da. Bun, că tot zice și dânsul de stocurile de cărbune. Până la urmă sunt sau nu sunt stocuri de cărbune? Pentru bine. Că îngrijorare vizând stocurile de cărbune n-a fost numai din partea lui Laurențiu Ciurel și aici mi se pare, domnul Crete, totuși un pic nedrept, pentru că îngrijorarea a apărut prima dată la vârful Ministerului Energiei, vă reamintesc, da. Când au apărut acele probleme și a fost chiar un scandal. Eu chiar astăzi am fost la servici, la noi la termocentrală deocamdată nu se pune problema, suntem
se știe foarte bine că termocentrala noastră este alimentată direct din carierele de cărbune. Da, am înțeles că se confruntă și carierele din jurul nostru, Tismana, Roșia, Pinoasa, au probleme, dar deocamdată nu s-a pus. Uitați-vă, dacă vă uitați, noi mergem cu 3 din 3, funcționăm la capacitate. Ce știu iară este prognoza, adică pe graficul care se va funcționa în iarna asta e termocentrala Rovinari cu 3, termocentrala Turceni cu 2, celelalte 2 cu câte un grup. Acum depinde și cum și-au făcut planul. Dacă ne uităm acum, este, mi se pare, o termocentrală pe zero. Pot să vă mai spun iară că undeva în luna 6-a, deci la jumatea anului, aveam 7 teravați livrați, deci eram undeva aproape de jumătate, dacă era și jumatea anului. La cărbune e logică, tot undeva la jumate, dacă eram. Da. Acum vom vedea cum vom rezista pe perioada rece, pentru că atunci se va îngreuna puțin și transportul. Deci nu simțiți, cel puțin în locul în care dumneavoastră lucrați, să fie o problemă cu cărbunele, să vă confruntați cu o lipsă a lui din depozite. La urmă știți ce? Confruntarea lipsei, lipsa de cărbune se poate evidenția pentru că acum e public la funcționarea grupurilor energetice. Deci la produsul final. Ziceți că s-ar vedea... La noi la termocentrala Rovinar, dacă mergem cu 3 din 3, e logic că merge treaba, dar v-am spus, din cunoștințele colegilor din cariere, pentru că vorbesc și eu, am prieteni în cariere, da, într-adevăr, este problema, pentru că au fost aceste blocaje de-a lungul timpului, eu am vorbit despre ele, sunt cunoscute. Da, nu că nu vreau să reiau subiectul, numai că a fost abordat și în această seară și tocmai pentru că sunteți aici, mi se pare normal să vă întreb care vă e. Până la urmă și această problemă cu cărbunele este o realitate, pentru că da, o realitate trebuie să atragă atenția și probabil decidenții, guvernanții, cei care dețin până la urmă această companie, vor vedea că chiar dacă suntem pilonul principal al sistemului energetic național atunci când e greu, totuși trebuie să-și aplece atenția asupra noastră, pentru că nu e atât de simplu să produci energie electrică pe bază de cărbune. Sunt activități diverse, sunt multe, multe lucruri care trebuie puse la punct și din punct de vedere al investiției în linii tehnologice, în capacității de producerea a energiei. E în direct prin telefon și jurnalistul Narcis Dajiu. Bună seara! Care este prima reacție după eliberarea în spațiu public a acestei strategii energetice pe care o așteptăm de mult, domnule Dajiu? Bună seara! Bună seara! Vorbim despre ce o țin să vă mulțumesc dumneavoastră și postului TV Sud pentru că v-ați aliniat la protestul inițiat de mine în legătură cu partidul majoritar din România. Știind de o săptămână, câteva ziare, câteva televiziuni, câteva radiouri și câțiva ziariști din Gorj nu spun absolut nimic nici de bine, nici de rău despre partidul majoritar. Și e doar un început, sper eu. Revenind la complexul energetic Oltenia, înțeleg că astăzi a fost lansată în dezbatere publică strategia pe energie. Dacă ne uităm fie și de pe lună, e o chestie profund serioasă, pentru că această lansare în dezbatere publică ar fi trebuit să coincidă cu prezentarea ei. Eu, dacă aș fi fost ministrul energiei, lucru pe care nu mi-l doresc, aș fi adunat presa economică, aș fi adunat comisiile de specialitate ale Parlamentului și specialiștii din Guvernul României și le-aș fi prezentat această strategie energetică. Pentru că acest document, firește, că are nevoie de susținere. Motivul pentru care nu s-a întâmplat acest lucru e că nu are efectiv cine să o prezintă. Acolo sunt niște paragrafe copiate din alte lucrări, o chestie fără cap și coadă, în care absolut nimeni nu crede. Vorbim din nou despre mix energetic. Păi, oameni buni, avem podul plin de mix energetic. Toți ne dau mix energetic de ani de zile și efectiv nu mai avem
unde să-l punem. Documentul lansat azi este egal cu strategia lansată prin 2016 de Barbu și Vâlceanu. Vă amintiți de acel document agramat? Nu, uitați, sunt am bine punctat. Da, acum mi-aduc aminte exact. De... Deci, o mare nerușinare, Barbu și Vâlceanu în 2016 au trimis Ministerul Energiei un document prin care au salvat CEO, un document care în primul rând era agramat și n-are rost să mai discutăm altceva pe marginea lui din moment ce era agramat. Părerea mea este că CEO nu are nevoie de o strategie energetică. Vorbind despre CEO, e nevoie urgent de o strategie de criză și o să și explic. Pe primul semestru, CEO are pierderi de peste 100 de milioane de euro dacă avem în vedere prețul de azi al certificatului de dioxid de carbon. Situațiile financiare la 6 luni au fost falsificate pentru că actualul management de la CEO, atenție, conducerea Ministerului Energiei, are nevoie de liniște. Am făcut cu Gabriela Gângioveanu probe pentru ceea ce spun. Asta vreau să întreb. Și care acție? Boza și Vișan au ieșit cu niște vâldă. De exemplu, Vișan a amenințat angajații CEO să nu mai scoată documente din CEO. Problema pentru dezastrul care este CEO azi ține de salariații CEO care scot documente care dovedesc adevărata situație a acestui colos și le oferă ziariștilor de bună credință care nu acceptă să tacă și continuă să spună adevăr. Repet, dacă luăm în calcul prețul de azi al certificatului de dioxid de carbon, pe primele 6 luni CEO a avut pierdere de peste 100 de milioane de euro. Ca să recupereze la sfârșitul anului această pierdere, ar însemna ca în semestrul 2 CEO să producă foarte, foarte ieftin și foarte, foarte mult. Lucru imposibil, pentru că la CEO e fix aceeași echipă managerială care a avut aceste pierderi uriașe în semestrul 1. Bun. Mai devreme, la începutul acestei emisiuni, Sorinel Boza a declarat că nu se pune problema ca la complexul energetic Oltenia să vorbim despre insolvență sau faliment. Și că toate lucrurile astea apărute în spațiu public le va clarifica săptămâna viitoare când a acceptat să vină la o emisiune unde să clarifice toate aceste lucruri. Am vrut doar să fac aceste precizări pentru că ăsta a fost punctul de vedere al domnului Boza în urmă cu puține minute. Pe subiect. Gabriela Gângioveanu, eu am solicitat explicații scrise conducerii contextului energetic Oltenia. Le-am văzut. A fost un comunicat de presă? A spus că datele pe care le-am cerut sunt secrete. Practic nu mi-a răspuns absolut nimic. Nu este un simplu SRL, nu e o companie privată. Evoluția acestui colos afectează viața socioeconomică a câtorva județe. Plus că de CEO depinde securitatea energetică a României. Haideți să vă spun pe românește cu ce se ocupă CEO și Ministerul Energiei în această perioadă. Când, din punctul meu de vedere, repet, ar trebui elaborată nu o strategie pe energie, ci o strategie pentru azi și mâine ca să salvăm CEO, cât încă mai e timp. Boza caută să-și cumpere liniște. Și o să vă spun de pildă ce angajare a făcut în ultima jumătate de an. Avem un ministru secretar de stat, delegat de partidul majoritar, de organizația Goci, ca secretar de stat în Ministerul Energiei. E vorba de domnul Maioran. Înțeleg că o să intre după mine. Paradoxal, fiindu-l domnului secretar de stat Maioreanu, vorbind de domnul Pinoșanu Cezar, a fost identificat de domnul Poza drept un specialist extrem de strălucit în achiziții publice și ce credeți că i s-a întâmplat lui Pinoșanu Cezar? Domnul a fost angajat la CEO ca să vedeți coincidență.
firește că faptul că e fiul domnului Maioreanu nu are nicio legătură. Asta vreau să spun, că e foarte greu de probat o legătură între cele două lucruri, ca să nu mai spun că în spațiu public între Andrei Maioreanu și Sorinel Boza nu știu să fie vreo apropiere. Păi tăcerea domnului Maioreanu cred că e cea mai bună dovadă de apropiere între managerul catastrofal al domnul Maioreanu o să intre prin telefon să vorbească de strategia energetică. A, o să l-a tratat de obicei, așa cum a lătrat în toate ședințele partidului majoritar. Haideți să vă mai spun o coincidență. Fiul domnului Maioreanu are și dânsul o fiindă. O cheamă Pană Mădălina. E fericită soție a domnului Pană Ionuț. Care să vedeți ce i s-a întâmplat, domnule. A câștigat câteva milioane de euro la loto, din care a putut să-și plătească și angajarea soției la CEO. Bun, domnul Daju, stați un pic, că nu aveți probe pentru astea. Sunt niște legături pe care le-ați făcut dumneavoastră, eu nu știu ce probe sunt aici. Uite, fără supărare. Sunt mii de economiști în Gorj, care nu lucrează la CEO deși își doresc. Știi de ce, Gabriela Gângioveanu? Pentru că n-au câștigat la loto milioane de euro și nu-și pot plăti angajările. Nu ar fi luat bilet, domnul Daju, eu ce să spun. Bun. Încă nu este prea târziu. Anul viitor, Boza își va face bagajele, își va lua banii produși pe aici și se va muta la vreo transnațională și noi ne vom uita la lună. Exact. Cred că e a cincea sau a șasea oară când se vorbește de plecarea lui Boza de la Gorj. Până nu pleacă, dar efectiv... Mai am câteva lucruri să spun. Șeful Consiliului de Supraveghere, domnul Bobulcă Cornel, își ia tot timpul salariul în avans, cu aprobarea scrisă a domnului Boza. Deci ce? Bobulcă Cornel e șeful lui Boza. Dar n-are nicio autoritate asupra lui Boza, pentru că Boza îi dă banii în avans. Am văzut documentele în spațiu public vis-a-vis de chestiunea asta. Există un cod de etică care interzice lui Boza să mituiască pe Bobulcă Cornel. Există, îi dă bani în avans, atenție la termeni, vă rog domnule Daju, atenție la termeni, îi dă bani în avans. E o dovadă de mărinimie din partea lui Boza la raport cu Bobulcă. Își permite compania să îi dea banii omului pentru prestația viitoare. Un contract de mandat în care sunt trecute niște criterii de integritate pe care Boza, dându-i salariul în avans în fiecare lună, le-a făcut harcea-parcea. Bun. Același Boza și-a permis să-i dea tuaregul personal fostului ministru Pescu, care la fel trebuia să-l controleze, să-l supervizeze, să-l revoce sau să-l mențină la conducerea CEU. De asta l-am întrebat pe ministru despre asta. Există un contract de comodat. Când a venit la Gorj, a făcut o emisiune și l-am întrebat. Bun. Toate lucrurile astea le-ai scris și tu, au fost punctate în spațiu public de multe ori de ziariști. Astăzi, noutatea este această strategie energetică națională, care poate sau nu să însemne ceva pentru companie. Ultima mea întrebare, după aceea o să-l las pe Manu Tomescu, este: există vreo garanție că proastă, bună, cum o fi, orice strategie energetică făcută în România de un guvern, nu contează de culoarea lui politică, va fi respectată de guvernele care vin? Pentru că, până la urmă, asta consider eu că ar fi o problemă, în eventualitatea că această strategie ar fi minunată și ar rezolva problemele din sistemul energetic național, ce garanție ai că guvernele următoare ar respecta ce scrie strategia asta? Guvernele următoare vor veni cu alți maioreni, cu alți sinecuriști, care vor avea nevoie și de bonusuri salariale și de comisii de elaborare a unei noi strategii pe energie. Dar, repet, nu ne trebuie o chestie pe termen lung. Noi, care suntem legați de glie aici, trebuie să cerem o strategie de criză pentru CEO. CEO are o strategie, ne-a spus domnul Boza cu o jumătate de oră, că până la sfârșitul acestei luni, CEO are propria strategie energetică, făcută ca... decurge din... Încă două fraze vreau să mai spun. Vă rog. Boza s-a angajat că în aprilie inaugurează nou depozit de cărbune la Robinari. În paralel, a semnat contracte de construire a noului depozit care expiră în august anul viitor. E descalificabil ce face Boza.
minte ca un ordinar și asta... Atenție, 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 atenție la limbaj. Bun, și ultima... Că nici nu e nevoie de semnături, vine CNA-ul fără semnături și fără sesizare de la niciun partid. O să, ultima chestie. Este de nepermis ca niște lideri sindicali care reprezintă 13.000 de salariați să fie plătiți de Boza și să nu fie plătiți de oamenii care îi reprezintă. E inadmisibil să nu poți să-ți faci salariu din cotizații la 13.000 de salariați. Domnule Manu Tomescu. Și toată lumea ce spun. Boza a promis că termină cu inspectorii sociali și că termină cu mituirea liderilor sindicali. Pentru că liderii sindicali tac despre pierderile de peste 100 de milioane de euro de pe primul semestru pentru că sunt mituiți de Boza. Trăiesc și din cotizații, trăiesc și din mita primită de la Boza. Repet, sunt atât de vehement pentru că sunt gorjean, vreau să rămân în Gorj, nu o să plec din Gorj așa cum va pleca Boza în momentul în care va fi revocat sau când se va duce cu ce o zi. Bun. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și eu mulțumesc mult pentru intervenție. O să rog pe colegii mei să încerce să facă legătura și cu Andrei Maioranu, pentru că aș vrea să discutăm și despre grupa de muncă, despre condiții sociale, așa cum stabilisem, domnule Manu Tomescu. Încă o opinie foarte puternică vis-a-vis de situația de la CEO. Ultima parte n-am apucat să o comentăm până acum. Știu că sunt colegii dumneavoastră și că, în general, sunteți rezervat pe această chestiune, dar noua organigramă de la CEO rezolvă lucrurile din punctul ăsta de vedere? Vom vedea, nu, deocamdată nu am simțit mișcări, n-am văzut colegi noi printre noi, vom vedea de la 1 octombrie, iar în ceea ce privește liderii de sindicat, v-am spus, sunt colegii mei, mi-am propus să nu mai să lupt pentru unitate, pentru că e nevoie și noi avem nevoie să fim uniți, tot la fel cum sunteți și dumneavoastră ziariștii. Ați văzut, v-ați solidarizat acum într-un fel de protest mediatic. Așa și eu nu pot să-mi... Dar puteți să fiți sigură că avem discuții între noi. Pe acest subiect. Sunt sigură, pentru că văd comentariile de multe ori la emisiuni, oamenii exprimă dezacordul față sunt de... Sunt pro și contra. Acum, cu plata din cotizații este foarte greu, pentru că nu... Indemnizațiile... Nu se mai opresc banii ca în trecut. Da, bineînțeles. Pe statul de plată. Ba da, se opresc. Se opresc, dar nu, cum să vă spun, înainte, dacă erau bani în sindicate, acum nu mai este ce a fost. Și asta, poate într-o altă emisiune să dezbatem numai subiectul ăsta, ca să înțeleagă și să înțelege și dumneavoastră, să înțeleagă și cei de acasă cam cum este cu mișcarea sindicală și cu ce ne confruntăm. Cu mișcarea sindicală de mulți ani e din ce în ce mai greu, pentru că și din vina sindicatelor, dar și dintr-o strategie care s-a dus probabil la nivel național, din câte îmi dau seama. Bineînțeles. Sindicatele au reușit. Da. Bine că înțeleg că strategia asta a fost aplicată de-a lungul timpului și în alte țări, până la urmă, slăbirea a mișcării sindicale, pentru că n-a mai convenit nimeni un ghimpen cu astea atunci când venea vorba de negocieri. Pe de altă parte, sunt mari blocuri sindicale în România care au reușit să se mențină cel puțin în aparență. Da. Federația Națională Mine Energie este o federație puternică, este afiliată la un bloc sindical puternic și până la urmă în continuare aveți un cuvânt de spus. Tocmai de asta, atunci când sunt lucruri care rămân nespuse în companie, e destul de frustrant. Cel puțin eu pot să dau un exemplu, doar ca să nu lungim atât de mult acest subiect. La nivelul Gorjului, cred că sindicatele din compania asta sunt cele mai puternice, cele mai vocale. Eu sunt sigur că compania asta era de mult privatizată sau cel puțin reparațiile erau vândute către patronate, către patronii de mult timp, dacă nu erau sindicatele. Bun, mă anunță colegii că Andrei Maioranu, secretarul de stat din Ministerul Energiei, este alături de noi prin telefon. Bună seara, ne auziți? Alo, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru intervenția telefonică. Am avut opinii pro și contra acestei strategii. Invitatul meu, liderul de sindicat, Manu Tomescu, și-a manifestat scepticismul cu privire la
strategia energetică, unul dintre argumente fiind acela că este destul de ambiguă atunci când vine vorba de complex energetic Oltenia și de mixtul energetic. Bun, eu am urmărit o parte din emisiune, am venit în seara aceasta la Târgu Jiu pentru că nu e niciun secret, mâine voi fi la Complexul Energetic Oltenia, am sarcina de a urmări stocurile de siguranță și am văzut că într-o foarte bună măsură s-a atins acest subiect. Îmi cer scuze, am văzut puțin răgușită pentru că am avut foarte multe întâlniri astăzi, discuții pe marginea strategiei energetice. Doamna Gângiovanu, le transmit acest mesaj tuturor celor care ne urmăresc în seara asta. Vreau să vă spun că eu, în calitate de secretar de stat și de coordonator al grupului de lucru, accept și voi accepta de aici încolo orice punct de vedere critic la adresa strategiei energetice. Numai că trebuie să existe o condiție fundamentală. Să fie parcurs această strategie și atunci când emiți puncte de vedere critice, să vii să fundamentezi despre aceste lucruri și mai mult decât atât, dacă ai și o soluție sau un punct de vedere diferit, să vii să-l și spui. Așa de chibiți, ca să nu le spun astfel, gen Laurențiu Ciurel, vă rog să mă credeți în sătur. S-au spus foarte multe neadevăruri. Personal îmi doresc din această zi să discut despre strategia energetică, pentru că este lucru cel mai important. Și efectiv, colegii mei din Complexul Energetic Oltenia și Manu Tomescu, te văd foarte gânditor, mă uitau un singur lucru, fac o paranteză. Andrei Maioreanu este secretar de stat acum la Ministerul Energiei, dar a plecat de la Cizma, de jos, din cariera Roșia și știe ce înseamnă energie, știe ce înseamnă cărbune, știe ce înseamnă un document care ulterior să fie și materializat, știe ce înseamnă să asigur condiții de muncă oamenilor și știe să se bată pentru acest lucru. Și aceste lucruri le-am făcut Manu Tomescu și cei care ne urmăresc în seara asta l-am făcut nu numai de la momentul în care am fost numit ministru, secretar de stat în Ministerul Energiei, dar și când am deținut diferite funcții în SNLO și în Hidroelectrica. Așadar, accept orice punct de vedere critic, numai că o condiție esențială este aceea de a parcurge strategia. Și o rugăminte foarte clară este aceea de a nu dezinforma. Și în seara asta s-au făcut dezinformări grav. Și după aceea am să vă spun în câteva cuvinte lucruri importante despre strategie, două, trei mesaje foarte clare despre lucrul cel mai important, strategia energetică. Păi hai să le luăm în ordine. Întâi spuneți-mi care sunt corecturile care credeți că trebuiesc făcute în spațiul public ca urmare a discuției din această seară. Nu, am să ce s-a înțeles greșit? Am să vă spun un lucru foarte clar. Din păcate s-a lansat o informație total eronată. Laurențiu Ciulă, Narcius Daju, vreau să vă spun un lucru. Strategia aceasta energetică a fost făcută cu zero lei, zero bani. Grupul de lucru pe care îl coordonez, da, nu a primit absolut niciun leu. Mințiți cu nerușinare. Este un lucru care nu vă face cinste, pentru că și Laurențiu Ciurel este un om totuși cu expertiză în zona lui, dar a căzut într-o zonă a derapajului, în derizoriu, iar Narcis Daju, țin minte că în momentele în care nu eram de acord cu Ciurel, vorbea bine despre mine. Asta este cu totul altceva. Bun, deci... strategia energetică, draftul strategiei energetice, făcut de tehnocrați, a costat 400.000 de euro. Și toată lumea a văzut acest document, iar în zona producătorilor de energie pe cărbune, textele au fost false, informațiile și date au fost false. Deci ziceți că e prin comparație 400.000 de euro și nimic. N-a avut niciun cost elaborarea acestei strategii, spre deosebire de cea tehnocrată care a costat 400.000 de euro, ca să fim clari. Și vreau să vă mai spun un lucru. Vă rog. Vreau să vă mai spun un lucru. La Târgu Jiu, la invitația Complexului Energetic Oltenia, a participat și Manu Tomescu la acea întâlnire. Am spus cu ceva timp în urmă de ce este nevoie să actualizăm, să schimbăm radical această strategie. Și toți colegii din minerit și din energie, inclusiv liderii de sindicat, au fost de acord. Mai mult decât atât, au avut reprezentanți, poate pentru prima dată, în grupul de lucru, colegii de la Complexul Energetic Oltenia.
mai mult decât atât, am avut o serie de întâlniri cu liderii de sindicat reprezentativi din complexul energetic Oltenia. Eu nu înțeleg de ce Manu Tomescu este sceptic, pentru că strategia aceasta vine ca urmare a unei munci depuse de o echipă care se uită foarte atent la zona producătorilor de energie pe cărbune, la zona producătorilor din zona hidroenergetică, zona regenerabilor, pentru că suntem stat membru al Uniunii Europene, gaz și așa mai departe. Domnul ministru. Acum vreau să vă spun doar o singură chestiune. Am văzut că ați discutat despre scenariul optim, am văzut cam care va fi evoluția producției de cărbune. Am plecat de la următoarea premisă, lucru cel mai important. Resursele și rezervele de lignit de care dispune România. Lucru cel mai important și care a stat la baza elaborării acestei strategii este resursa. Și ne-am formulat un obiectiv aici foarte clar, doamna Gabriela Gângiovanu și domnul Tomescu. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene de energie prin exploatarea resurselor energetice primare naționale. Ne dorim ca la noi în țară să exploatăm lignitul și să producem energie, să o dăm în țară, dar și la export. Ne dorim ca să producem energie pe gaz, ne dorim să producem energie pe apă, ne dorim să producem energie din surse regenerabile. Acum este o problemă care ține în această strategie de complex energetic Oltenia, deci producătorul de energie pe cărbune, dar într-o egală măsură spune și producătorul de energie din zona hidroenergetică, hidroelectrică. Vreau să vă spun un lucru foarte clar și veți vedea că acest lucru este și în strategie energetică. Și aici ține de modul în care va fi manageriată de aici încolo compania, complexul energetic Oltenia. Competitivitatea cărbunelui în mixul de energie electrică, și când vorbim de mix de energie electrică, ne gândim la resursă. Știm foarte bine despre ce vorbim. Și asta cred că a înțeles și Ciurel, și Narcis Daju, și Manu Tomescu. Depinde în primul rând de randamentul fiecărui grup, destul de scăzut pentru capacități existente. Poate ne spune domnul Ciurel, când a fost director general, ce a făcut în acest sens. Modernizări și retehnologizări. Vom vedea cât de serioase au fost ele și banii care s-au băgat în așa zisele modernizări și retehnologizări spre cine s-au dus. A doua condiție extrem de importantă. Aveți informații că banii s-ar fi dus în alte direcții, domnule Maioranu? E vreo anchetă la minister? Doamna Gângiovanu, voi veni în emisiuni, voi prezenta cât pot de bine această strategie, pentru că am un singur obiectiv. Să producem energie la noi în țară cu resursele de care dispune statul român. Bun. A doua condiție importantă pentru competitivitatea cărbunelui, lignitului, mixul energetic echilibrat, este legat de costul lignitului livrat centralei, situat, din păcate, la un nivel ridicat. Pentru că în zona minieră, în ultimul timp, și poate ne spune și domnul Ciurel, în zona minieră nu s-a investit absolut nimic. Și Manu Tomescu, îți dau un exemplu foarte clar și chiar dacă n-am spus nimic, pentru că sunt coordonatorul zonei hidroenergetice, complexul energetic Oltenia este lângă sufletul meu și nu spun lucruri mari. Și Manu Tomescu, pentru că vorbim de costul limitului livrat la centrale, este încă foarte mare, pentru că nu s-a făcut investiții în zona minieră. Ba mai mult decât atât, a fost nevoie să moară un om la Peșteana. Știți foarte bine că soluția aceea tehnică cu Cavestan n-avea ce să caute acolo. Am auzit și mi s-a spus că n-au avut bani pentru reductoare, pentru lucruri banale. Știu foarte multe lucruri și în perioada următoare voi vorbi despre aceste lucruri. Și nu în ultimul rând, a treia condiție este categoric, nu putem să ne facem că nu vedem acest lucru, prețul certificatelor de emisii de CO2. Sigur că evoluția prețului certificatelor de CO2 a putut fi previzibilă încă de anul trecut și să nu se mai mire nimeni la momentul acesta de ce a ajuns prețul certificatelor de CO2 la acest nivel și, clar, tendința, evoluția va fi una de creștere a acestui preț. Lumea se miră de ce n-a cumpărat CO certificate, nu că e prețul lor crește. Așadar, doamna Gângiovanu, avem o strategie energetică. Toată lumea dorește să o vadă, toată lumea și-a dorit să avem o strategie energetică. Avem o strategie energetică în care prezentăm foarte clar viziunea
viziunea care este de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate. Avem obiectivele strategice fundamentale. Îmi pare foarte rău că domnul Laurențiu Ciurlea nu le-a înțeles, dar îi dau un indiciu, îl mai ajut, pentru că văd că trebuie să fie ajutat. Înțeleg, odată cu trecerea... Nu e în studio și dialogul ăsta... Măsuri, avem la capitolul 5 măsuri și acțiuni pentru atingerea obiectivelor strategice. Deci tocmai de aceea rugămintea mea este să fie această parte... Adică dumneavoastră spuneți această... în felul următor, să nu citim doar partea de cărbune care ne-a interesat pe noi, să citim toată strategia ca să ne putem face o idee completă, ziceți dumneavoastră. Eu vă spun și răspund. Pentru că a fost o problemă. De exemplu, partea de cărbune e destul de mică în strategie, destul de lejer tratată, cel puțin la capitolul care vorbește strict de cărbune. Este suficient să tratăm, așa cum este tratată în strategia energetică, și zona cărbunelui, și zona hidroenergiei. Eu cred că o strategie stufoasă din care să nu înțeleagă absolut nimeni nimic, nu cred că ar fi fost utilă pentru cineva. Bun, Manu Tomescu are o întrebare pentru dumneavoastră și aș avea și eu două întrebări. O să las pe domnul Manu Tomescu să vă adreseze întrebarea și apoi și eu. Doar un lucru vreau să vă mai spun. Cred că... Vă rog. Doar un lucru vreau să vă mai spun. Cred că pentru prima dată într-o strategie energetică avem un capitol dedicat obiectivelor de investiții strategice de interes național, unde avem un grup de 600 de megawatts. Să știți că nu este propagandă electorală. Nu e vorba de propagandă electorală, dar trebuie să fiți de acord cu mine că acest subiect a fost abordat în campaniile electorale în trecut. Da, dar vreau să vă spun că în calitatea mea de președinte al Comisiei al IPP-ului de la Roghinar, vreau să vă spun că din toate cele trei obiective de investiții de interes național, de actualele 3 și 4 tanița Lăpuștești, grupul de 600 de megawatts are o situație foarte bună. Și vreau să vă spun că recent le-am cerut printr-o adresă colegilor de la Complexul Energetic Oltenia să ne prezinte strategia activității Complexului Energetic Oltenia în perioada 2017-2030, exact strategia despre care vorbea în intervenția Sorinel Boza. Cu răbdare un pic, vă rog, să intrăm un pic în dialog ca să lămurim câteva dintre lucruri și veți mai avea ocazia, dacă e ceva ce doriți să mai punctați, veți mai avea ocazia înainte să încheiem conversația. Domnule Manu Tomescu, vă rog. Domnul ministru, știm foarte bine că partidul dumneavoastră în campania electorală trecută a avut una dintre teme, mix energetic național, dar un mix energetic în care să fie inclusă și compania noastră, o companie mare în care să fie mai multe feluri de combustibil, dintre care și cărbunele. În contextul în care dumneavoastră a spus și știți foarte bine că certificatele de carbon sunt o povară, prețul acestor certificate este cu o povară pentru compania noastră, eu vă întreb, în strategia asta energetică, care este rolul companiei noastre, dacă va fi lăsată tot singură, adică o companie pe monocombustibil, adică să fim singuri, noi pe cărbune să concurăm cu cei de la hidro și nuclear electrica, sau dacă nu am înțeles eu bine, vă rog să mă contraziceți și m-aș bucura să aflu de la dumneavoastră acum că această strategie energetică va onora promisiunile dumneavoastră din campania electorală. Da, mă rog, ați intrat și dumneavoastră într-un clișeu de ăsta sindicalist, dar eu am să vă răspund, nu este absolut nicio problemă. Am susținut de-a lungul timpului reorganizarea producătorilor de energie, la urmă discutăm de un mix tehnologic. Da, situația cred că se oglindește foarte clar în recentul document care a fost aprobat de guvern, memorandumul cu privire la mecanismele financiare necesare acoperirii costurilor cu certificatele de CO2 ale Complexului Energetic Oltenia și cred că restul știți și dumneavoastră mai de bine, știți și dumneavoastră foarte bine. Iar la propuneri, la primul punct, există foarte clar această situație, inițierea de către Ministerul Energiei a măsurilor concrete de reorganizare
a sectorului de producere a energiei electrice, astfel încât să se asigure o competiție reală în piața de electricitate între producătorii de energie, care să conducă la asigurarea securității în aprovizionare cu energie electrică. Deci aș vrea să vă uitați pe aceste documente și vreau să vă mai spun un lucru. Acest subiect a fost discutat inclusiv cu colegii dumneavoastră din sindicat și inclusiv în gardul grupului de lucru, inclusiv cu ministrul Toma Petcu. Este un subiect pe care îl avem în atenție și uitați-vă mai atent în strategia energetică, pentru că aducem în discuție și acest subiect. Rugămintea mea este să parcurgeți această strategie, să discutăm punctual, pentru că suntem agoși de viitorul complexului energetic Oltenia și despre viitorul producătorului de energie pe lignit, lucru pe care eu trebuie să-l recunosc, mă interesează în mod deosebit. Și nu pentru că provin din această companie sau pentru că vin din Gorj, ci pentru că România are un lucru extrem de important, resursa, lignitul, pe care îl dorim să exploatăm la noi în țară și să producem energie. Dar la un preț competitiv, domnul Manu, cu reducerea cheltuielilor și a costurilor pe megawatt. Și asta înseamnă ce spuneau mulți alți și chiar colegii mei în intervențiile pe care le-au avut. De aici încolo, ministerul nu poate decât să asigure o echipă managerială performantă care să asigure costul 1 megawatt performant, cu condiții motivante pentru colegii mei mineri și energeticieni, pentru că am lucrat la una cu ei. Am pornit de la cariera roșie, de la cizmă și lucrul acesta nu-l voi uita. Domnul ministru, cu tot respectul, știți foarte bine că vă respect, dar trebuie să vă contrazic și să vă spun că eu personal, când aud de reducerea costurilor, presimt iară că o să vină vremuri grele pentru noi. Pentru că eu am mai spus și înainte de a intra dumneavoastră în emisiune, s-a strâns șurubul prea mult. Vă amintesc că noi deja, minerii și energeticienii din complexul energetic Oltenia, anul ăsta nu am beneficiat de vouchere de vacanță, așa cum a beneficiat toată țara, toate categoriile sociale din țara asta, pentru că trebuie să plătim. Trebuie să facem reduceri de costuri, cum spuneți dumneavoastră, în cuvinte frumoase, da, trebuie să facem reduceri de costuri. Dar de unde să mai facem, domnul ministru? Ascultați-mă o secundă. Eu accept, deci dacă vorbim unul peste celălalt, nu ne putem înțelege. Eu accept orice discuție cu dumneavoastră. Sunteți un tip care sunteți interesat de starta complexului energetic Oltenia. Nu mai plecați de la premiza, da, că noi nu am fi interesați de acest lucru. Avem o strategie, avem o viziune, avem obiective, avem un scenariu optim în care este poziționat foarte corect complexul energetic Oltenia, producătorul de energie pe lignit. Eu când spun de costuri, mă refer la cu totul altceva. Domnul ministru. Și costurile înseamnă atenție la cheltuielile care se fac în zona modernizărilor, în zona retehnologizărilor, a banilor care sunt duși pe apa sâmbătei. Aici vreau să spun, nu mă gândesc neapărat la costuri care înseamnă restructurări de personal sau reducere salarială. Foarte bine că ați spus asta, pentru că se putea înțelege că vă referiți la reduceri de salariale. Dar nu asta este ideea. Și de aici încolo, sigur că vom discuta și voi fi foarte atent. Ultimul lucru, domnul ministru. Puțin, cum voi, că voi... Aș vrea să vă mai spun un lucru și eu închei, vă las după aceea. Vă așteptăm lângă noi, imediat lângă, o să vină iarna peste voi. Noi. Numai puțin. Voi și n-am plecat. Da, da. Domnul ministru, imediat o să vină iarna. Știm foarte bine că la sfârșitul noiembrie, decembrie se va face bugetul pe anul viitor, bugetul companiei. În acest buget va fi și fondul de salarii. Și atunci vă așteptăm lângă noi, pentru că noi, minerii și energeticienii din această companie, nu mai acceptăm ca anul viitor să nu beneficiem și noi de vouchere de vacanță și cel puțin de creșteri salariale care să acopere inflația pe anul ăsta. Manu Tomescu, sunt multe lucruri de discutat. Eu vreau să vă spun din capul locului, sunt coordonatorul zonei hidroenergetice. În schimb, mi-am asumat responsabilitatea de a face parte, de a conduce acest grup de lucru care a elaborat strategia energetică. Da?
Cred că ar fi fost interesant să văd ce spuneți atunci când am fi lăsat scenariul optim din strategia tehnocraților. În 2020, producătorii de energie pe cărbune... Știți foarte bine că am avut... De 2%, da? Deci, domnul ministru, știți foarte bine că atunci am făcut marșul disperării, știți atitudinea noastră. Foarte bine. Atunci aveți încredere, aveți încredere că la minister, nu neapărat trebuie să vă gândiți la mine, dar și la nivelul nostru al secretarului de stat, sunt oameni care tratează foarte serios problemele fiecărei companii în parte. Vă așteptăm lângă noi la începutul iernii. Vedea și în documentul pe care l-am pus recent pe site-ul Ministerului, strategia energetică. Domnul ministru, vă așteptăm lângă noi la începutul iernii. Vă așteptăm să fiți alături de noi. Trebuie să vorbim bine, cu informații și cu date foarte clare. Eu am pus întrebări, n-am date, v-am întrebat și doar atât. Dar v-am încă o dată, repet, vă așteptăm la începutul iernii să fiți alături de noi. Bun. Mai am și eu două întrebări și după aceea puteți să continuați precizările în limita minutelor pe care le mai avem. Deci, ca o concluzie finală a acestei sesi, am întrebat constant despre prevederile acestei strategii energetice privind posibilitatea unui mix energetic în România. În strategie, atât cât am citit din ea, repet, n-am terminat-o, astăzi am avut-o pentru prima dată și n-am apucat să o citesc în întregime, dar atât cât am citit din ea, eu am priceput că atunci când vorbește de mix energetic, strategia se referă la faptul că România are resurse variate. N-am găsit niciun paragraf care să prevadă crearea unei companii mai mari care să îmbine 2, 3, 4, 5 resurse din cele pe care România le are. Dacă există un astfel de paragraf și eu l-am ratat, domnule Maiaranu, dacă există un astfel de capitol, vă rog să-mi spuneți, dacă potrivit acestei strategii se dă posibilitatea de vreun fel a unei companii românești să-și creeze poate propriul mix energetic. Și n-am văzut asta, îmi cer scuze, dar v-am spus, n-am avut timp efectiv să o termin de citit. Doamna Gângeoveanu, conform modificărilor aduse legii 123, orice companie poate să-și creeze un mix energetic. Hidroelectrica, în momentul de față, dacă vrea, poate să investească și în alte zone cu care se producă energie. Și vreau să vă spun, încă de pe vremea când lucram la Hidroelectrica, au fost câteva proiecte care vizau zona eoliană. La Berești și la Tudor Vladimirescu partea fotovoltaică. Și complexul energetic Oltenia, știți foarte bine la un moment dat, că avea un plan, un punct legat de o zonă în care ar fi putut instala nu știu câți megawați în producerea de energie fotovoltaică. Deci legea energiei permite, dar nu despre asta discutăm. Noi discutăm despre reorganizarea producătorilor de energie. Acesta este lucru care ar putea duce la un mix energetic, un mix tehnologic. Nu vorbim diversitatea resurselor. Avem acest mix, avem apă, avem lignit, avem zone cu vânt, avem zone în care soarele e destul de puternic, avem destule lucruri. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Există un capitol mic așa, cum sunt toate, dar importante. Actualizarea periodică a strategiei energetice. Este un început cu acest memorandum. Uitați-vă ce posibilități avem. Eu nu spun acum și nu mă hazardez în promisiuni pe care ulterior nu le pot onora, dar sunt variante de lucru. Haideți să vedem ce înseamnă această strategie. Unde poziționează complexul energetic Oltenia? Unde poziționează producătorii de energie pe cărbune? Și după aceea putem să trecem și la celelalte subiecte. Pentru că dacă din start, și mai ales cei de aici de la Gorj, pleacă, bine, pe Ciurel îl înțeleg, are frustrările lui. Dar pe voi, dragilor, sindicaliști și oameni din zona administrativă, dacă ne uităm că în această strategie complexul energetic Oltenia, producătorii de energie au o poziționare corectă în funcție de resurse și de rezerve, cu o prognoză foarte clară, bine fundamentată, de ce să nu plecăm de la premiza că vrem să ne ținem de cuvânt și că încercăm să oferim garanții pentru acest lucru? Domnule Maiaranu, cu tot dragul, n-are nimeni nicio chestiune personală cu cineva. Numai că din această strategie, credeți-mă, am ajuns bătrână de când le tot aud și eram tinerică. Încă le credeam atunci.
despre, vă amintesc și nu vă învinovățesc cu nimic, nici măcar nu-i vorba de partidul dumneavoastră acum, când se băteau țăruși pe la Sărdănești. Și bine a făcut că a amintit Ciurel de chestiunea asta, pentru că în Goș deseori s-au încasat niște voturi nemeritate de la niște oameni care au mințit. Și normal că suntem cumva circumspecți din moment ce am luat această minciună de multe ori. Nu e reavoință față de acest proiect. M-aș bucura să fie că asta am și pus întrebarea. În ce măsură avem vreo garanție că următoarele guverne ar respecta strategia asta, dacă aduce un plus? Pe de altă parte, circumstanțele în care ne găsim ne permit să avem niște rezerve, pentru că se vorbește de mix energetic și vă reamintesc că a fost conferință județeană la un partid pe care nu-l pomenesc în seara asta cu liderii pe scenă și s-a votat acolo în plen că se va face mix energetic, normal că întreb de el. S-au bătut țăruși la Sărdănești și s-au câștigat alegeri, au fost oameni ajunși în Parlamentul României pentru țărușii bătuți pe acolo. De aici rezervele. Probabil că s-a întrerupt, o să-l rog pe Paul să facă legătura cu domnul Maioreanu pentru asta concluzie. Dacă, da, într-adevăr, se specifică, am citit și eu și am văzut toții că spune până în 2030 și după 2030 vom da 15 teravați. Dar întrebarea se pune, vom fi lăsați în continuare din ăștia 15 să ni se ia 7 înapoi? Da, poate asta mai avem ocazia, care, suntem la final, poate mai avem ocazia să refacem legătura telefonică, poate până ținut foarte mult la telefon. Încearcă Paul să refacă legătura telefonică, să fiu sigură că apucăm să vorbim. Ziceți-mi de grupa de muncă și condiții speciale, pentru că aici a fost o neînțelegere între dumneavoastră și colegii de-ai dumneavoastră. Au fost mesaje date foarte ciudat din partea liderilor de sindicat, chiar din aceeași federație. Bineînțeles, și eu vorbesc aici ca lider de sindicat la Termocentrala Rovinarii, pentru că deocamdată în interiorul federației n-am ajuns la un cont sens în acest, pe acest subiect, dar eu spun că cu actuala lege a pensiilor, știți foarte bine, sunt modificări, e noua lege a pensiilor, astăzi am văzut că a lansat-o doamna ministru, doamna prim-ministru, și eu spun că așa cum este ea acum, lansată în dezbatere, noi minerii și energeticienii din această companie suntem lăsați tot pe din afară. Pentru că dacă de condiții deosebite la ora actuală beneficiază, eu știu, 7500-8000 de salariați din compania asta, eu spun la sfârșitul anului. Da, eu spun că după, dacă ar fi pe drept, să spun așa, în compania asta avem locuri de muncă care se încadrează foarte clar la condiții de muncă speciale, adică la grupa 1 de fosta grupa 1. Bun. De ce spun asta? Pentru că dați-mi puțin să vă las să vă argumentați ideea, doar să încheiem că mă anunță colegii că au refăcut legătura telefonică și să nu-l lăsăm pe domnul Andrei Maioreanu în telefon să aștepte, pentru că a avut răbdare destul de mult cu noi. Înțeleg că s-a întrerupt legătura telefonică. Deci spuneam că avem și niște argumente pentru faptul că avem scepticismul ăsta. Nu are nicio legătură cu proiectul dumneavoastră sau cu demersurile pe care le-ați făcut. Scepticismul ăsta vine ca urmare a unor lucruri care ni s-au întâmplat în Goș de-a lungul timpului, pe care eu le-am enumerat mai devreme. Vă rog. Eu vă dau dreptate, numai că lucrurile s-au schimbat radical și este un guvern al investițiilor. Iar investiții în zona energetică înseamnă și acest proiect important care ține de grupul de 600 MW de la Rovinari. V-am spus că este în cel mai avansat stadiu. Recent am primit invitația din partea companiei chineze de a relua negocierile pe IPP-ul de la Rovinari. Și avem doar 3 condiții suspensive. Doar la 3 condiții suspensive suntem în momentul de față de acest proiect. Scrisoarea de garanție bancară a furnizorului, scrisoarea de garanție a cumpărătorului, încetarea contractului, calitatea și prețul cărbunelui. Vom intra și am insistat, am reluat, am avut discuții și am în față scrisoarea și voi veni cu documente, vom relua în cel mai scurt timp discuțiile. La summitul 16+1 de la Budapesta, personal am discutat, am făcut parte din delegația care s-a întâlnit cu delegația chineză la cel mai înalt nivel, am prezentat situația acestui proiect. Domnule Grigioveanu, nu mă angajez în lucruri pe care nu le putem face. Cel puțin, până la momentul acesta, sunt suficiente motive să credem
că avem posibilitatea să venim după atâția ani cu un grup energetic. Nu spun garanție 100%, dar vă spun unde suntem în acest moment. Iar documentele și cuvintele pe care le spun prin ceea ce am inițiat în această perioadă, sper că sunt suficiente dovezi care să ateste evoluția și modul în care negociem și ne dorim să lucrăm cu partenerii chinezi pentru acest grup de 6 megawatt. În mod evident sunt multe alte detalii. Milioane de tone de lignit pe care minerii pot să le asigure pentru acest grup energetic. Recent, pentru că tot dăm exemple din țările vecine sau din Europa de Vest, recent avem un grup, poate cel mai mare, de 1000 de megawatt la Dayton, în Germania, 1100, în Polonia. Deci se construiește în continuare, se construiesc grupuri energetice. Mai trebuie făcut o singură precizare și cu asta, desigur, am să închei. În 2030 mizăm pe exploatarea lignitului, mizăm pe exploatarea cărbunelui, dar cu termocentrale, cu tehnologii de captare, transport și stocare geologică de CO2. Pentru că cheltuielile sunt mult mai mici în comparație cu prețurile pe care cu siguranță va trebui să le plătim pentru certificatele de CO2. Aceste lucruri se regăsesc și în strategie, categoric. Deci, bun. Lucruri importante. Vreau, domnule Maioranu, în seara aceasta, spunându-vă în coată, Manu Tomescu și doamna Gabriela Gâncioranu, atenție în această strategie, cum poziționăm în scenariu optim producătorii de energie pe cărbun. Este foarte important și de aici plecăm discuția în Gorj, pentru că aici este cel mai important producător de energie pe lignit. Domnule Maioranu, invitația rămâne valabilă. Știți că am discutat pe parcursul ultimului an de câte ori a fost ocazia. Invitația rămâne valabilă la o emisiune în care cu strategia pe masă să discutăm despre toate chestiunile pe care poate nu le-am punctat în seara asta. Eu sper, vă spun cu toată sinceritatea, la responsabilitate din partea Ministerului și a Guvernului cu privire la acest sector. Sper că această strategie să fie o soluție. Repet, e important că ea a apărut, o vor citi toți cei interesați și poate săptămâna viitoare sau în zilele care urmează vă faceți timp în așa fel încât să putem discuta cu cărțile pe masă despre această strategie. Cu ea la vedere! Desigur că am să vin, este un document programatic, cu obiective, cu viziune, cu scenariu optim. Dar vreau să vă mai spun un lucru și l-am văzut pe colegul Narcis Dagiu făcând. Știți foarte bine că noi am discutat despre prezentarea strategiei, doamna Gabriela Gângeva. Noi doi am discutat și am mai discutat cu mulți colegi din mass media. Desigur, o să discutăm de ce nu suntem la momentul în care n-am prezentat strategia. Strategia va fi prezentată, pentru că mai sunt câteva etape extrem de importante de parcurs. Avem directiva 2001 din 2001, atât a Comisiei Europene, care este transpusă în legislația românească prin hotărârea de guvern 1076 din 2004. Și noi suntem la momentul în care definitivăm strategia cu integrarea aspectelor de mediu, după care urmează elaborarea studiului de evaluare adecvată, analiza documentului de către Ministerul Mediului, apoi finalizarea raportului de mediu cu integrarea concluziilor studiului de evaluare și, nu în ultimul rând, foarte important că suntem stat membru al Uniunii Europene, consultarea transfrontalieră în conformitate cu prevederile articolului 22 din hotărârea 1076 din 2004. Și, desigur, după ce vom avea și aceste consultări și dezbateri publice, va veni și momentul acestei prezentări. Bun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Din păcate, nu mai avem timp. Colegilor și mai ales din Gorj. Dar vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Nu mai avem timp în seara asta. Cu drag vă aștept la o emisiune. Atunci când ne vedem vom discuta strict despre strategia energetică, dar dacă tot ați urmărit intervenția colegului Narcis Dajiu, a vorbit de niște angajări care s-ar făcut la CEO și cu care dumneavoastră ați avea o legătură. Sper că la acea emisiune să putem clarifica și aceste aspecte. Nu mai avem timp acum. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Să revenim la...
chestiunea cu grupa de muncă și condițiile speciale, foarte scurt că suntem la final, deși am zis că nu lungim atâta, dar uite că așa s-a întâmplat. Eu v-am spus, nu o să mă opresc până nu o să atrag atenția că avem în termocentrala Rovinar și în celelalte termocentrale și în carierele miniere, avem locuri de muncă foarte grele, locuri de muncă unde salariații sunt îmbătrâniți, sunt bolnavi. Pe acele locuri de muncă nu mai vrea să vină nimeni, nu mai vrea să mai muncească nimeni. Dimpotrivă, cei care muncesc pe acele locuri de muncă vor să scape de ele. Pentru că și-au adus oamenii certificate medicale care dovedesc ce boli au. Și eu spun că ne-ar ajuta foarte mult și din punct de vedere al întineririi forței de muncă în complexul energetic Oltenia și din punct de vedere pentru că oamenii ăștia își vor putea face stagiu de cotizare, adică vor undeva la bătrânețe când sunt bolnavi, dacă toți s-au îmbolnăvit pe locuri de muncă grele, vor avea și un fel de protecție. De asta spun, încerc să atrag atenția și eu am spus, de-a lungul timpului, așa cum și cu strategia energetică au fost campanii electorale, să știți că și proiecte de lege și pe timpul unui partid și pe timpul celuilalt partid au fost amendate, modificate, inițiative în acest sens. Dar tot timpul noi am fost amăgiți și de asta încerc, dacă tot legea asta e în dezbatere publică, dacă e nouă lege a pensiilor, de ce să fim lăsați iar pe din afară dacă am fost atâta timp de mult, zeci de ani lăsați? Doamna Gabriela, eu nu exagerez cu nimic. Vă rog, eu știu că nu exagerați, dar explicați-mi de ce colegii dumneavoastră din sindicate nu vă susțin. Nu pot să-mi dau seama. Deci nu pot pentru că i-am văzut cu o atitudine destul de rezervată, spunând că ei speră să rezolve măcar lucrurile până la un punct. Exact, și că nu vând iluzii. Păi haideți să vedem logica. Eu dacă spun că avem, trebuie să ne batem pentru dreptul ăsta, vând o iluzie. Dacă încerc să atrag atenția, bă frate, avem un drept, avem o șansă. Avem acum o șansă cu noua lege a pensiilor. Avem șansă să prindem și noi categorii și meserii. Pentru că vă spun pe bună dreptate, dacă vă uitați în legea pensiilor, e, de exemplu, exploatare forestieră. Eu întreb care e diferența între salariații care lucrează în exploatare minieră, exploatare forestieră. Avem în termocentrale oameni care lucrează la înălțime, oameni care lucrează în mediu toxic, în secțiile chimice. Voastră cereți nu pentru toți angajații companiei, nu, doar pentru punctual pe zonele unde locurile de muncă. Dar am și explicat în postările mele, în campania mea, am spus, dacă legea ne permite să avem într-o întreprindere, într-o companie, trei condiții 10. De muncă normale, deosebite, speciale, noi am avut numai normale și deosebite, deși trendul a fost tot timpul să le normalizeze, dar le-au normalizat numai pe hârtie. Pentru că e logic. Dacă în teren lucrurile au rămas la fel? Bineînțeles. Riscurile au rămas aceleași. Da, asta este logica oricălui angajator. Îi obligă și legea. Legea spune așa, că dacă ai locuri de muncă într-o companie deosebite și speciale, adică locuri de muncă grele, angajatorul e obligat să le normalizeze, să investească foarte mult în ele, să le normalizeze. La noi nu s-a întâmplat asta. Și dimpotrivă, instalațiile, știți și dumneavoastră, sunt învechite. Ați făcut emisiuni întregi în care au venit la dumneavoastră lideri și plângeau că e nămol, că e greu, că nu știu. Eu întreb acum, de ce când e să facem ceva concret pentru oamenii ăștia, dintr-o dată nu se poate. Nu se poate. Vă sprijină cineva la acest demers? Deocamdată sindicatul meu. Așa. În frunte cu președintele, eu încerc să fac lobby și la nivel de federație. Am avut discuții între noi. Deși eu nu am comentat, pentru că au avut și colegi din interiorul Federației inițiative, vă aduceți aminte cu, nu știu cum, statutul minerului, și asta, dar acolo nu eram regăsiți. Eu fac un lobby pentru toate felurile de meserii din companie, pentru că pot fi punctuale. Puteți beneficia de sprijinul oricui dintre colegi, dintre politicieni, mă gândesc la chestiunea asta? Am încercat, da, pentru că m-am documentat foarte mult în ultima perioadă și am încercat să le arăt. Este Confederația, dacă vreți, Cartel Alfa a făcut o adresă fix pe tema asta în care atrăgea atenția Ministerului Muncii, că îngrădește prin noua lege a pensiilor anexele 2 și 3. Îngrădesc accesul altor categorii și altor meserii, deși sunt la nivel național, nu sunt recunoscute și nu sunt. Eu vă dau numai aici, în Gorj, au dispărut condițiile de muncă odată ce au fost privatizate aceste
companii, cum ar fi mașini unelte, și-au dispărut condițiile. Cauciucul, nu mai au niciun fel de condiție, deși pe timpul Ceaușescu aveau grupa 1 de muncă. Acolo e altceva, mă rog, nu, din punctul meu de vedere, nu li se respectă dreptul acelor salariați, dar noi totuși suntem sindicate. Companie de stat? Nu, dar și sindicate. N-au sindicate celelalte. La patron nu există sindicat. Dacă toți suntem sindicaliști și suntem lideri de sindicat, de ce să nu ne cerem dreptul ăsta? Eu tomesc cu ce iluzie vând când spun, bă frate, avem șansa asta. Da, încercăm. De ce? E dreptul nostru. Până la urmă, ăsta e verbul. Da? Aveți susținere din partea noastră pe acest, și pe acest subiect. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența din această seară și de la emisiune și pentru răbdare, pentru că a trebuit să ascultăm tot felul de opinii din partea tuturor. Da. Vom vedea în continuare care sunt reacțiile spațiu public și ce plusuri aduce această strategie energetică. Un lucru bun că i-a apărut, dincolo de orice critici, trebuie să vedem la modul concret cu ce îmbunătățește soarta complexului energetic Coltenia și viața celor din Gorj. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor, pentru că m-am puțin și o să mă scoată violent din studio colegii mei, că n-am luat nici publicitate, nici nimic, dar vă promit că revenim pe subiect, pentru că am văzut că sunteți foarte interesați. Rămâneți alături de TV Sud în continuare. Seară bună tuturor!